Slăvindu-le Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființele noastre astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slavă Tatălui și Fiului, Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează. În rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu îți miluiește pe noi. Amin. Ați luat, Andi. Amin. Basilica, vă zic. Amin, Basilica. Este o seama. Bine. Bine. Seara ați doritor de adevăr. Eu sunt Basilica Sociu Frunză, probabil că mulți mă cunosc. Vom da microfon, da. Am zis că mă vreau. Da, spuneam numele, seara. De ce deschid eu această întâlnire? Probabil că mulți dintre dumneavoastră știu că am amânat o întâlnire din toamnă, din motive extrem de obiective și iată acum am reușit să transportăm întâlnirea din toamnă în februarie, la 1 februarie. Și mă bucur foarte mult. Eu țin foarte mult la acest gen de întâlniri în care putem să ne cunoaștem și în care putem să cunoaștem în mod adânci adevărul spuse, adevărul nespuse și mă bucur să fim în seara asta aici, în spațiul etajului 2 de la Palatul Braunstein, din amabilitatea doamnei Aurica Ilchin, directorul Muzeului Municipal, de care aparține și Palatul Braunstein, și ne-a pus la dispoziție acest spațiu foarte frumos, ca să putem să ne întâlnim cu două personalități, cu Părintele Ilarion Dan, de la Mănăstirea Crucea, din județul Constanța, și cu domnul Mihai Vladu, de la București. În astfel, Andi, să facă prezentările. Eu vă doresc audiție plăcută și, sigur, Pentru cei ce nu-l cunosc, Mihai Vladu este teolog și autor al volumelor de poezii creștine, Înțelepciunea împărătească și Cartea vieții și autorul emisiunii radio Frumusețea care va salva lumea. Iar, după cum a spus și doamna Basilica, Părintele Ilarion era monah duhovnic la Mănăstirea Crucea din județul Constanța. Iar înainte de viața monahală a profesat în cel mai înalt nivel în activitatea financiară bancară. Iar acum voi da cuvântul invitaților. Bună seara, dragii mei! Mă bucur că ați venit în număr atât de numeros astăzi, în această seară. V-ați răpit din timpul liber. Știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți... sunteți încărcați de, să zic eu, de dinamica vieții tumultoase din zilele noastre. Și cu toate acestea, faptul că se aici arată că sunteți interesați sau ați dori să mai ieșiți un pic din, poate, din această monotonie și rutina a cotidianului și să puteți să participați la o seară, să zic eu,
nici cum să-i spun, o seară de duhovnicească, poate e mult spus, o seară în care să putem discuta și să despre lucruri care vă frământă și despre, de, pentru care aveți prea puțin timp, pentru că asta este, modernitatea răpește timpul omului, îl macină, îl ne împrăște foarte mult și o să discutăm un pic în această seară. Tema conferinței, chiar vorbeam cu Mihai, noi am dat așa un titlu conferinței din această seară, în această seară. Subiectul principal este Părintele Arsenie, ca personalitate duhovnicească pe care, de care s-a auzit, despre care cunoaște anumite aspecte. Sigur că da, există foarte multe filmulețe, interviuri cu părintele care sunt accesibile pe YouTube. Iată că tehnologia asta pe care de multe ori ne ridică foarte multe probleme, iată că are și neamțe și beneficii. Și ce să spun, încerc să îmi rânduiesc un pic gândurile. Chiar am fost întrebat dimineață de o doamnă reporter dacă am un plan pentru această conferință. Nu am niciun plan. Și voi încerca să vorbesc liber și așa după cum voi găsi de cuvinte, avându-vă în față și încercând să vă transmit, ceva frumos despre un om frumos, un om minunat, despre un, eu îi spun așa, titan, deși era micuț de statură, dar este un titan al neamului nostru. Să încerc să vă trezesc un pic interesul pentru această personalitate uriașă, a fost Părintele Arsenie. Cumva să vorbim despre parcursul de la moarte la viață cu Părintele Arsenie. Părintele mi-a fost duhovnic aproximativ 20 de ani. Și l-am cunoscut în chip minunat prin intermediul altui mare duhovnic al nostru, Părintele Sofian Boghiu, la Mănăstirea Antim din București. Și la vremea aceea, la începutul anilor 90, acei tumultoși ani care am trăit, i-ați trăit și dumneavoastră, bineînțeles, cu toate provocările și toate speranțele care s-au născut atunci în inimile noastre, fiecare nădăjduind să avem ca acest neam, ca acest popor, noi fiecare individual să avem o viață mai frumoasă, mai împlinită și sigur că da, realitatea zilei de astăzi ne arată dacă așteptările noastre s-au împlinit sau nu. Acum fiecare apreciază în felul lui, unii spun că da, unii nu, unii probabil că suntem încă nelămuriți dacă este bine sau nu este atât de bine. Cert este că la acel început, anul 90, printr-o concluzie împrejurare, am ajuns în București să lucrez acolo, să desfășor activitatea cam jumătate de an. Și atunci și eu, ca foarte mulți dintre români, am redescoperit faptul că, după ieșirea acea perioadă a ideologiei comuniste, am descoperit că noi mai avem ca trăsătura etosului nostru credința. Și am redescoperit biserica, ortodoxia și a fost atunci, nu știu dacă vă știți aminte, au fost niște momente de grație pentru poporul nostru. Mi-aduc aminte că primele zile după Revoluție, din acel decembrie însângerat și primele luni, primele zile din ianuarie, mi-aduc aminte și acum am simțit atâta eliberare și atâta bucurie și atâta bunătate în oameni, cum nu întâlnisem până atunci. Eu, cu ultima parte a anului 89, mă bătea gândul foarte mult să emigrez. Ajungeam așa la un fel de prea plin și simțeam că nu mai rezist în acea presiune. Nu duceam neapărat din problemă material, dar presiunea aceea ideologică, apăsarea aceea, griul acela vieții cotidiene mă făcea să mă gândesc sau să foarte mult să plec din țară, să împărăsesc țara. Și au venit acele zile în chip neașteptat, poate că așteptam atunci în adâncul inimii noastre, vedeam ce se întâmplă în jurul nostru, în celelalte țări din blocul socialist, din blocul comunist,
credeau regimul ecumenism după altul. Am mai dăm seama că n-a fost chiar întâmplător, pentru că, așa cum a spus cândva președintele Theodore Roosevelt al Americii, a spus că în politică nimic nu e întâmplător și dacă ceva pare întâmplător, așa a fost făcut să pară, să fie, să pară întâmplător. Lucrurile nu sunt întâmplătoare. Acum văd că sunt mai înțelept și am înțeles mai multe. La vremea aceea eram plin de entuziasm și de nădejde. Și mi-aduc aminte cum la televiziunea română curgeau una după alta colindele, pentru că era Crăciunul, și redescopeream frumusețea colindelor și frumusețea noastră, interioară, pentru că devenisem cumva triști și urâși și pe interior. Așa am făcut serigemul acela. Mi-aduc aminte și acum fețele oamenilor erau toată lumea era foarte, era o lume foarte cenușie, nu știu dacă mai ajungeți aminte, și îmbrăcămintea noastră era cenușie și fețele noastre erau cenușii și într-o dată această erupție de nădejde, de bucurie și de solidaritate. După care, cred că a durat câteva zile, poate o săptămână, poate două, după care a intervenit tulburarea care a continuat după aceea și în plan politic și în plan social, dar peste toate acestea a fost această descoperire a faptului că noi suntem creștini, poporul nostru este un popor creștin și că regimul ateu n-a reușit să tingă din noi undeva, din noi, această căutare a unei spiritualități adânci profunde, în care au crescut străbunicii noștri, străbunii noștri, bunicii noștri. Și iată din care am moștenit și noi ceva. Și astfel și eu am descoperit la momentul acela această nouă dimensiune a realității și a vieții și prin intermediul Părintelui Sofian, care a fost un nou duhovnic, l-am cunoscut și Părintele Arsenie. Vedeți, eu ajungeam destul de des la mănăstirea la Techirghiol, vara, în timpul studenției eram ghid și mergeam cu grupul de turiști străini pe acolo, era un punct turistic și atâta tot, vizitam fără să știu că acolo, în acea mănăstire, viețuiește un duhovnic, un mare părinte. Nu aveam acces la această cunoaștere, deși intram în curtea lui. Și nu știu dacă ați fost la mănăstirea Techirghiol, acolo în mijlocul curții, ansamblului mănăstiresc, este chilia părintelui, este o clădire extrem de mică, e o căsuță așa, care zici că e o căsuță din povești, o căsuță pentru păpuși, nu pentru oameni. Și mă întrebam adesea, care este utilitatea acelei construcții? Nu vedeam niciun fel de utilitate. Nu-mi dă seama că acolo poate să trăiască cineva. Nu m-am gândit niciodată. Și în timpul Paștelui, în 1991, trimis de Părintele Sofian, am ajuns la Părintele Arsenie. Și acolo am bătut la ușă și am descoperit la ce folosea așa clădire. Doar acolo locuia cineva. Și întâlnirea mea cu întâlnirea a fost, o să revin acestui aspect, o întâlnire absolut firească. Am intrat acolo fără să cunosc prea multe despre ce înseamnă duhovnicie, ce înseamnă biserică, ce înseamnă spovedanie, ce înseamnă taine ale bisericii, așa mai departe. Nu cunoșteam decât foarte, foarte puțin. Am intrat plină nădejde și de nevoie, ca să împins de o dorință de a descoperi lucruri mai adânci pe care nu le știam până atunci. Eu, din firea mea, sunt destul de curios. Cu curiozitatea poate fi și un păcat, să știți. Dar, în anumite situații, e benefică. Și când am intrat, i-am spus cine sunt, am intrat, vă povestesc chiar pe scurt, cum am intrat eu la Părintele Arsenie prima dată, era fiind postul Paști, era extrem de aglomerat. Știți cum, la mare duhovnici sunt cozi interminabile. Și m-am dus acolo într-o dimineață și am stat cam jumătate de oră, încă nu aveam deprinsă, să zic eu,
acest dar al răbdării, probabil că nici acum nu l-am, am fost, în viața mea am fost foarte nerăbdător și asta probabil că pe foarte mulți ne caracterizează această patima nerăbdării. Răbdarea este cea mai mare virtute creștină. Și am stat acolo jumătate de oră, nu-mi dau seama cât am stat, mi-am dat seama că nu o să ajung acolo nici până seara și am renunțat și am plecat. Dar n-am renunțat cu totul și după câteva zile am zis, trebuie să ajung totuși la Părintele Asene, pentru că așa primisem asupra de Părintele Sofian și a doua oară m-am dus și am așteptat, am zis, acum o să stau așa cât de nevoie. Și dintr-o dată, așa aproape în chip magic, în chip fermecat, am ajuns foarte repede, n-am stat foarte mult, cred că mai mult de oră n-am stat. M-a primit înăuntru, i-am spus cine sunt și m-a spus lucrul ăsta, în acel moment m-am simțit înfiat, știți? Când te duci la cineva și te primește și ca și cum mai fi copilul lui, nu știu dacă se vede acest sentiment, când ești cu cineva și te cuprinde cu ființa lui, în momentul acela este, tu ești al lui și el este al tău. Atât de simplu. Și mi-a zis, după ce m-a ascultat, a zis să mai vii pe la mine. Și am zis, părinte, eu aș mai veni, dar știți că sunt un om ocupat, am familie și nu știu dacă pot să vin să stau aici la coadă atâta timp. Și a zis, nu e nevoie să stai la coadă, doar îmi spui și vei intra cumva mult mai repede. S-a fost privilegiul meu ani de zile, de care mulți mi-a fost rușine și la un moment dat am spus, părinte, mi-e rușine să intru așa pe sens, sunt doamne în vârstă, sunt copii. Și a zis, nu, asta este privilegiul duhovnicului, adică eu pot să introduc peste rând pe cine cred eu de cuvință. Nu aveam niciun fel de, să zic eu, merit sau motivație, era pur și simplu dorința părintelui de a mă primi. Oricând. Și am profitat mulți ani de acest privilegiu și am introdus peste rând mulți oameni și de multe ori ne-am dus cu grupuri de oameni care vreau să-l sta de vorbă cu părintele și am petrecut seri minunate acolo, seri duhovnicești în care ne-am hrănit din harul lui, din inima lui, din mintea lui și am învățat extrem de multe lucruri. Și acum să încerc să vă spun câteva lucruri în care l-am învățat la Părintele Arsenie, sau care mi l-a transmis, ca să zic așa. În primul rând, la câțiva ani după ce ne-am cunoscut, m-a întrebat, tu ai o Biblie acasă? N-am, părinte, am să-ți dau eu una. Și mi-a scris o dedicație pe prima pagină a Scripturii și mi-a zis așa, aici este blestemul, aici este binecuvântarea. Aici este moartea, aici este viața. Părintele, într-un chip atât de sintetic, să zic așa, mi-a transmis acest mesaj, sau pe care transmite Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, deschidând o perspectivă nebănuită, pe care n-am epuizat-o și nu cred că o voi epuiza vreodată. Pentru că Dumnezeu este infinit, și cunoașterea este infinită și dragostea este infinită. Și peste toate acestea, vorbeam cu Mihai, dacă ar trebui să vorbim despre o teologie care ne-a transmis-o Părintele la Sfânt, pe o învățătură adâncă, în primul rând, eu cred că este o teologie a dragostei. Și vorbim foarte mult în noi, nu, eu nu sunt teolog, dar în această, să zic eu, în domeniul ăsta teologiei, se poate să facă antropologia hristică. Adică, practic, cum a fost Hristos, Dumnezeu ca om și cum a trebuit să fim noi ca Hristos. Iar Părintele Arsenie, cred că este unul dintre cei care, cel puțin pentru mine, pe mine m-a făcut să înțeleg cum a fost Hristos și cum este Hristos. Pentru că nu știu dacă l-ați cunoscut, dacă percepeți din filmulețele pe care le vedeți pe YouTube, pentru mine a fost bărbatul desăvârșit. Era un bărbat desăvârșit. Era un bărbat care întrunea toate calitățile unui bărbat adevărat, unui om adevărat, unui bărbat care îl iubea pe Dumnezeu,
în chip desăvârșit și își iubea semenii în chip desăvârșit. Și peste toate acestea avea o iubire pe care eu admir și acum pentru Maica Domnului. Știți, Părintele Arsenie, el nu a fost, n-a cunoscut femeia trupește. Dar n-am cunoscut un om, un bărbat, care să cunoască femeia de profund ca Părintele Arsenie. Pentru că el, iubind-o pe Maica Domnului, a cunoscut femeia în alt plan, într-un plan duhovnicesc. Și avea un mare respect pentru femeie. Mi-aduc aminte că îmi povestea că la un moment dat a fost în muntele Athos și la un moment dat, într-o întâlnire cu mai mulți duhovnici, unul dintre duhovnicii prezent a întrebat, dar Părintele Arsenie, dumneavoastră, Sfinția voastră, spovediți femei, iar fiind călugări. Și a zis, da, spovedesc femei. Și asta s-a un pic contrariat. Și Părintele, când a văzut contrariat și cumva, și a zis, da, pe Sfinția ta, cine l-a născut? Cine te-a născut? O femeie te-a născut. Cum adică? Adică, și vă spun, mie mi-a vorbit Părintele Arsenie despre femeie cum mi-a vorbit nimeni niciodată. Aceasta arată o înțelegere cu tot și cu totul deosebit și superioară a omului, pentru că a omului și a dragostei și a manifestării dragostei față de oricine, fie bărbat, fie femeie. Lucrurile acestea, știți cum noi, pare că majoritatea dintre dumneavoastră citiți cărți duhovnicești, Sfinți Părinți, Filocali și așa mai departe. Și am citit și eu destul la viața mea, nu cât aș fi dorit. Lectura este una din, practic, cea mai mare pasiune a mea și, din păcate, acum nu mai pot să citesc, nu mai sunt în stare să citesc. Mi-ar place foarte să citesc. Dar oricât ai citi, sunt lucruri pe care nu le poți prelua din cărți. Nu poți prelua decât întâlnind un om în fața ta și ca să-ți transmită prin trăirea lui, să-ți transmită ceva. Nu neapărat prin cuvintele lui, ci prin felul lui de a fi. Prin felul care te privește, prin felul în care te primește și așa mai departe. O lucrurile acestea nu pot fi luate din cărți. Lucrurile acestea pot fi luate direct de la o inimă la alta. Inimile noastre comunică între ele, să știți. De foarte multe ori știți că noi tresărim când ne întâlnim cu cineva și în mod așa de neînțeles stabilim o relație cu celălalt, o relație de inimă. Nu e o relație rațională. Nu e acolo neapărat o intenție. Este o recunoaștere reciprocă a inimilor într-un duh. Și cu Părintele asta se întâmpla. Așa avea această capacitate de a cuprinde cu inima lui. Eram, și acum mă gândesc, cum să spun, în momentul când i-am mărturisit că vreau să intru în mănăstirea asta după mulți ani de zile, când și eu am trecut, viața mea a trecut prin multe etape, ca să nu zic altfel, și la un moment dat mi-am dat seama că cumva eram lămurit cu foarte multe lucruri și îmi doream să merg mai departe și nu știam cum și mi-am dat seama că doar mă pormează într-un singur fel și am întâlnit că vreau să intru în monahism, tot inspirat de personalitatea lui, bineînțeles că trebuie să ai un model, nu te poți apucat de așa ceva fără să ai un model. Și când am mărturisit că vreau să intru în monahism, s-a bucurat foarte mult. Lumea m-a întrebat, da, Părintele v-a spus, v-a recomandat? Nu, niciodată nu făcea așa ceva, pentru că, chiar am să vă spun, acum fac o mică devagație, când mi-am depus dosarul pentru închinoviere, trebuia să am o recomandare la duhovnic. Și m-am dus la Părintele Arsenie să-i cer o recomandare să fiu închinovia și Părintele a zâmbit, a râs. A zis, cum poate cineva să facă o recomandare pentru altcineva să intre în mănăstire? Asta nu poate nimeni să facă așa ceva. Fiecare, asta e o chestie strict particulară, strict individual și fiecare e o decizie pe care nu poate lua decât omul
într-o asumare personală. Și în momentul când m-am hotărât și a venit momentul să plec, m-a luat de umeri și s-a uitat așa la mine și mi-a zis atâta, smerenia, frate Ionele, smerenia. Trasând în practic, să zic eu, orizontul pe care trebuie să-l întrevăz și pe care să mă îndrept, acest orizont al smereniei, fără de care nimic nu te poți apropia de Hristos. Pentru că, așa cum spunea el în chip minunat, Hristos, când te ia la tine, te face mare ca El, iar când vine la tine, se face mic ca tine. Adică cuvinte minunate, cuvinte care arată o realitate atât de profundă, spus atât de succint, încât te surprinde că lucruri atât de mari pot fi spuse așa în câteva cuvinte. Această realitate hristică, această micșorare a lui Hristos în fața omului, că asta este paradoxul, știți. Dumnezeu însuși se face mic în fața omului, tocmai pentru a ne cuceri. Răul, diavolul, sparge ușa camerei noastre interioare, dacă poate. Dă cu piciorul, dă cu astea și intră peste tine. Nu. Hristos stă smerit la ușa inimii noastre, așteptând să-i deschidem. Și poate că asta este marea drama omenirii, a omului modern, care nu înțelege această proximitate a lui Hristos, care stă lângă tine și așteaptă doar să deschizi ușa inimii pentru a te primi. Deci, pentru a-L primi. Aceasta este iarăși o altă dimensiune a învățăturii Părintelui Arsenie. Ne întâlneam cu El și ne provoca tot timpul, spunea, haideți, provocați, puneți-mi întrebări. Dar nu puneți întrebări de grădință, puneți întrebări serioase, întrebări care să ne ducă către niște înțelesuri profunde, niște descoperiri profunde. E copilaș. Și întotdeauna avea răspuns pentru toate. Ceea ce mă gândeam era de o inteligență nativă, dar dincolo de inteligența nativă, pentru că nu știu dacă știți, adică el a avut un parcurs în viața civilă, a fost la un moment dat, a fost în armată și în armată cei de acolo au avut să-l oprească în armată, pentru că era extrem de perspicace și pretindea foarte bine, chiar avea o teorie întreagă despre lupta duhovnicească pe care o expunea într-un limbaj, să zic eu, militar, și că spunea așa în mâncatul așa, când te lupți cu inamicul, trebuie să apreciezi distanța de foc, trebuie să te gândești ce armament ai în dotare, adică în lupta cu diavolul, efectiv, el transpunea în limbajul acesta al artei militare. Să te gândești dacă ai capacitatea necesară, dacă ai muniția necesară, dacă este timpul, este momentul să deschizi un front de luptă sau să-ți vezi de treaba ta, să fii cu minte, să aștepți. La un moment dat știți că a fost și în politică, acum se spune despre el, mă rog, există păreri că s-a fost treaba de mișcare legionară. Sigur că da, la un moment dat, ca tot fiind foarte tânăr, foarte mulți tineri din acea perioadă au fost prinși cumva de acest curent politic, care a fost foarte viu în Europa de atunci, nu numai în România. Adică toată Europa era prinsă de acest curent politic, era o mișcare în sânul națiunilor europene. Și România n-a scăpat nici de acest curent și numai că el a fost extrem de realist, a înțeles foarte bine și dacă a făcut ceva, s-a implicat într-o curățenie sufletească totală. La un moment a fost primar la Zărnești și acolo a reușit să se uimească pe toți cu corectitudinea lui și cu modul
în care s-a implicat în gospodărirea problemelor orașului. Numai că a fost un artist, nu știu dacă știți, părintele a făcut, știa să sculpteze, părintele scria poezii, era un foarte fin cunoscător de literatură și poezie. Într-un cuvânt, ar fi să facă orice. Numai că la un moment dat, povestea că mergând pe o șosea, iarna, printr-o pădure de brazi, avea șofer, avea mașină printre puțin, nu era, să zic eu, avea o stare materială foarte bună. Și mergând cu mașina printr-o pădure, iarna, printr-o pădure de brazi, încărcați de zăpadă, a avut un gând și a zis, dacă aici este atât de frumos, oare în rai cum o fi? Și asta, cum să spun eu, această dorință de a se dărui lui Dumnezeu, de a cunoaște încă de pe aici frumusețea lumii de dincolo, a împărăției Dumnezeu, s-a hotărât și a intrat în monahism. Intrând în monahism, a avut o perioadă, cu multe încercări. La un moment dat a trebuit să plece din mănăstire, pentru că starețul la mănăstirea Cozia, nu știu, părinte Mihai știe, la un moment dat acolo a avut o mică neînțelegere, perioada în care venea regimul comunist în România și cum era pus în situația de a preda la școală copiilor lecții de ideologie marxistă, care și-a n-ar putut să facă acest lucru. Și atunci a plecat și a ajuns într-un final în zona Moldovei, la mănăstirea Slatina, care la vremea aceea era un fel de academie monahală. Acolo era Părintele Arsenie, era stareț. Era un monac de mare valoare și de mare adâncă trăire. Și tot acolo a fost arestat. Și părintele Iustinian, un apropiat al părintele Arsenie, care a trăit mulți ani la Măneschitul Prodromul în Muntele Atos, mi-a povestit cum s-a întâmplat acea noapte în arestei părintele Arsenie și ieșeau de la vecernie, era o noapte de toamnă, târzie, ploua foarte, foarte tare afară și ei, părintele fiind de rând, sluja ca preot, toți monahii erau strânși în naosul bisericii. Când s-a terminat slujba și s-a deschis ușa care era între naos și pronaos, în pronaos se aștepta o armată de militari cu automatele și cu fenarele în mână. Era o imagine de coșmar, veneau de la lumina Sfântului Altar și a lumânelor, la lumina, să zic eu, a fenarului și a puștilor automate. Era acest contrast dintre două spații, unul spiritual și unul lumesc, politic. Și de acolo a fost arestat și, după cum știți, a stat mulți ani în închisoare, cunoscând și având acolo trăiri absolut deosebite. Și apropo de acest timp și de acest mod de a trăi profund lucrurile, mărturisea în convorbirile care le aveam cu el, faptul că era bucuros la o vârstă senectuție, era bucuros că a trecut prin închisoare. Și eu nu înțelegeam acest cuvânt și încercam să-l înțeleg și nu reușeam. Și el mărturisea, am trăit acel timp cu bule pentru că știam de ce suntem acolo, știam că suntem pentru Hristos. Și acum să ne întoarcem un pic la acest cuvânt, de la această trecere, de la ce înseamnă să treci de la moarte la viață, pentru că, știți, problema morții este o problemă care ne frământă pe toți. Și este o problemă pentru care nu există, nu găsim soluție decât în biserică, decât în Hristos. Sigur că da, vedeți, cultura în care trăim, care cultură, nu vorbesc de cultura bisericii, vorbim de cultura lumii în care trăim.
Este o cultură materială, este o cultură care ne ține legați de cele materiale, de viața de aici, de viața omului în societate, în plan social, în plan economic sau cultural. Nu vorbim de o cultură la modul care să include și cultura bisericii, pentru că, de fapt, originea culturii este biserica. Și trăile religioase sunt originea culturii. Cultura modernă s-a detașat de planul acesta spiritual, de planul divinității, pentru că noi trăim într-o lume în care adânc influențată de gândirea omului rupt de biserică. După cum bine știți, în acum aproape 1000 de ani, Europa cumva s-a rupt în două. Odată cu Marea Schismă de la 1054, Occidentul cumva s-a rupt de Biserica Răsăriteană și urmând un traseu care un traseu în care s-a autonomizat, să zic, de Biserica Răsăritului. Nu intrăm în dispută ecleziologică sau teologică, vorbim doar de în plan pur istoric, să înțelegem un pic, ca să înțelegem unde vreau să ajung. Și Occidentul, în acest moment, a intrat într-un proces de secularizare. Pentru că mintea omului care se desprinde de Hristos este rațiunea care nu mai are repere decât în ea însăși. Iar omul fără repere, fără Dumnezeu, Sfântul Nicolae Vermeș spune că nu mai este om, de fapt. Adică omul, fără această relație cu Creatorul său, își pierde noblețea, își pierde legătura cu viața. La un moment dat, știți că este un cuvânt la Sfinții Mă care spune așa, să te vezi pe tine mai prețios decât un vierme. Și cu mulți ani în urmă încercam să pătrund cumva acest cuvânt și nu reușeam decât în chip superficial, înțelegeam că trebuie să te vezi pe tine, să zic, să te smerești pe tine, să nu te vezi important, dar îmi scăpa esența cuvântului. Și m-am dus la Părinte și m-am întrebat, Părinte, nu înțeleg cuvântul ăsta. Pentru că totuși omul e om, e o ființă, înseamnă cu rațiune. Cum să mă compar eu cu un vierme? Și Părinte mi-a zis, este foarte simplu, dragul meu. Viermele, la nivelul de existență, ce face? Mișcă. De ce mișcă? Ca să mănânce. Să hrănească. De ce se hrănește? Ca să trăiască. Deci, la nivelul lui de ființare, împlinește 100% cuvântul Dumnezeu. Rațiunea pe care a pus-o Dumnezeu în el. Nu se abate niciun procent, nici o zecime de procent. Deci, viermele împlinește exact ceea ce a pus Dumnezeu în el. Omul, la nivelul de existență, că este ființă rațională, ce trebuie să facă? Să se miște și el. Către cine? Către sursa vieții. Care este sursa vieții? Dumnezeu. Și atunci tu, dacă nu te miști permanent către Dumnezeu, este sursa vieții, așa către ce te miști? Care este rostul mișcării tale zilnice dacă tu nu te apropii de viață? Sau dacă tu crezi că ai viață prin tine însuți, prin eforturile tale, prin activitatea ta, prin faptul că te trezești dimineața, că te miști, că ai o activitate profesională sau orice fel de activitate, poate ești un simplu grădinar și pui în grădină și acolo cresc legume și cu aia te hrănești și cu asta trăiești, așa te înșeli amarnic. Pentru că tot ceea ce crește, nu crește de la tine. Da? Semințele nu sunt de la tine, apa cu care uzi nu este de la tine, nici măcar energia care o depui tu nu este la tine, pentru că dacă noi ne trezim dimineața și mișcăm, e un dar de la Dumnezeu. Nu faptul că ne-am odihnit, nu faptul că am mâncat seara sau ziua precedentă, ne face să avem viață noi înșine. Nu știți cum se întâmplă, poți să fii oricât de bine hrănit și de odihnit, s-ar putea să fie ultima ta zi de viață. Nu am nicio garanție că noi mâine vom trăi. Sigur că avem o nădejde. E a fi normal și fie să trăim și mâine.
dar nu e obligatoriu. Și atunci, viața ce înseamnă? Ce înseamnă să te întorci la moarte, la viață? Înseamnă să miști. Pentru că moartea înseamnă nemișcare, încremenire. M-am fost întrebat odată ce recomand eu tinerilor, sau ce să recomandăm tinerilor, copiilor, tinerilor. Și atunci nu recomand să meargă la biserică, să se închine seara și mai departe. Eu le-am recomand să se miște. Pentru că mai ales în zilele noastre există această tendință că ei se mână încremeniți și mai ales tehnologia la care au acces acum și care îi copleșește, îi încremenește. Și acesta este riscul la care se expun. Că ori se uită într-un ecran și rămâne captiv în acel ecran, care nu-i oferă de fapt nimic, care nu este viață, da? Este o iluzie a vieții. Da? Și zice, joacă pe calculator. Dar nu sunt jocuri reale, pentru că una se joace copilul cu alt copil, da, împreună. Eu mi-aduc aminte când eram mici, nu aveam jucării și inventam jucării, inventam jocuri. Ceea ce copiii din ziua asta nu mai fac. Alții inventează pentru ei, alții foarte puțini și le servesc toată această pseudo-jocuri. Pentru ca ei astfel să fie captivați și să devină captivi în acest spațiu virtual, care este un spațiu mor și vedeți că nu numai că ei sunt scoși din legătura cu Dumnezeu, sunt scoși din legătura cu creația, cu lumea din jurul lor, cu lumea naturală. Observați copiii, nu se mai joacă în natură? Sau s-a jucat săracii, dacă le-am oferit noi această alternativă? Dar s-au făcut experimente, au fost copii luați și duși în tabere și fără telefoane, fără smartphone, fără telefoane mobile. Și prima dată au crezut că nu vor rezista, nu vor supraviețui fără telefon și le-a fost foarte bine. Și când s-au întors, erau ei înșiși și erau mirați de ce bine a fost și ce frumos a fost. Au redescoperit viața. Deci ceea ce ne amenință viața este această încremenire a omului. Această încremenire a omului în material, în lucrurile materiale și alipirea unui de lucrurile materiale care nu sunt vii, sunt moarte. Lucrurile devin vii în mâna noastră. Dacă ele prind viață prin mâna omului, noi le dăm viață, dar nu le dau nouă viață. Și mai mult de atât, ceea ce noi creăm, și vedeți acum cu această dezvoltare tehnologică fără precedent, tot ce creează omul influențează la rândul lui toate aceste artefacte pe care omul le creează, ajung să le influențeze. Și cel mai bun exemplu este telefonul mobil. Vedeți cât de mult a influențat telefonul mobil viața noastră? Cât de mult ne duce într-o străinare, într-o alienare, într-o nemișcare. Mai ales într-o nemișcare față între noi. Oamenii nu mai comunică, vedeți, comunicăm prin mesaje, dar nu mai comunică între noi. Sunt mesaje, eu rămân uimit. Cât de mulți de mesaje se transmit oamenii între ei, dar cât puțin comunică. Sunt mesaje lipsite de sens, majoritatea sunt, omul nu face decât să-și exprime neputința lui, furia lui, supărarea lui, mâhnirea, neîmplinirile. Deci, multe ori le plasează, tendința este să se plasezi asupra celuilalt, pentru că nu te mai poți concentra, pentru că telefonul sau toată această tehnologie te împrăștie, te scoate din tine, te înstrăinează, devii de străin de tine însuți. Te scoate din tine, nu mai ești prezent. Și această împrăștiere este, de fapt, o pierdere a esenței tale. Nu te mai regăsești, nu mai știi cine ești. Și faptul că nu mai știm cine sunt este marea dramă omului de astăzi. Pentru că omul, dacă tu nu știi cine ești și ce-i cu tine, nu știi cine ești, de unde ești și unde te duci. Cultura modernă nu dă niciun fel de indiciu omului cine este el cu adevărat. Și vedeți, din această cauză, omul ajunge să se piardă în promiscuitate, în primul rând. Adică își pierde toată noblețea, se duce într-o zonă de promiscuitate.
care umple lumea. Uitați-vă la limbajul oamenilor de astăzi. Deci la comportamentul omului de astăzi. Totul se duce într-o zonă de care nu-ți vine să crezi. Îmi aduc aminte de bunicii mei. Oameni simpli, oameni cu extrem de puțină educație, așa cum o percepem noi astăzi, dar care aveau atât de mult bun simț, aveau o bună creștere. Nu erau o bună educație, aveau o bună creștere. Eu n-am văzut la ei un cuvânt rău spus unul altuia. Da, bunicii mei, sau ca și părinții mei, și parcă și pe frații cu dumneavoastră, dacă vreți să aminte, nu exista să spună un cuvânt rău unul altuia. Deci acum rămânem uimiți când vedem doi bătrâni ținuți de mână. Ți se umple inima de bucurie când vezi doi oameni în vârstă care vezi clar că ei se iubesc și se țin de mână. Au trecut prin viață și toată asprimea vieții, toată uriciunea vieții nu le-a afectat absolut deloc viața. Ei sunt unul cu altul și de fapt își împlinesc menirea cuplului, menirea căsătoriei, care este aceea de mântuire. Pentru că bărbatul cu femeia sunt împreună spre mântuire. Nu așa de plângă, cum bine știți, nu este un scop în sine, este doar o consecință. Scopul cununiei, al căsătoriei, al cuplului este mântuirea reciprocă. Și atât cum Dumnezeu a făcut pe om și această dualitate a sexelor bărbat și femeie, și aici Părintele Arsenie avea această perspectivă, așa cum a spus, fabuloasă, că spunea că, păi dacă bărbatul este capul, femeia este inima. Spunea bărbatul, ce vrei să fii împărat, fă-o împărăteasă, dacă tu vrei să fii împărat. Da? Vezi cât frumos, ce trăire, ce înțeles, ce teologie adâncă a iubirii. Vrei să fii împărat, dacă tu vrei să fii în casa ta împărat, fă-o împărăteasă. Cum să fii împărat fără împărăteasă? Da, atât de simplu. Ori unde sunt aceste lucruri în lumea de astăzi? E, aceste lucruri nu ni le-a transmis, eu le-a transmis și eu dumneavoastră și sunt bucuros să le pot transmite, pentru că lumea în care trăim este o lume care își pierde capacitatea de a iubi. Și acești oameni, acești mari duhovni și ai noștri, așa se ne-au transmis, această îndemn permanent de a iubi pe aproapele tău. Spunea, ce mai lucru să-i spui iartă-mă? Sau să-l ierți? Ce e așa de mult? De ce e așa de greu să-l ierți pe cel lângă tine? Ce te costă? Ce te costă să-i spui un cuvânt bun? Pentru că asta îți redă firescul tău. Pentru că, vedeți, iarăși, dacă fiți de zvonul o teologie, e o teologie a firescului. Părintele, asemenea, părinții, acest părinții erau firești. Odată fiind în Grecia, ne-am întâlnit cu un duhovnic al părintelui Paisie, Aghioritu, părintele Maximus Carabas, și l-am întrebat, părinte, cum era părintele Paisie? Și a zis, era foarte firesc. Adică, nu rămai cu gura căsat când îi vedeai, dar după ce îi cunoșteai, pentru că firescul, dragii mei, ce înseamnă să fii firesc? Care este firea omului? Că spune, du-te să fii firesc. Păi care este firea noastră? Păi firescul nostru este, sau firea noastră, din ce am fost noi țesuți? Din ce se, care este textura noastră? Din ce fibra în care am fost noi făcuți de Dumnezeu? Dragostea. Că Dumnezeu ne-a făcut din dragoste, din iubire, ca să împărtășim în vecie împreună cu El bucuria existenței, a vieții. Că Dumnezeu fiind dragoste, El nu poate decât să dăruiască, pentru că dragostea este singurul sentiment, singura energie care se dăruiește fără să ceară nimic. Numai în sentimentul dragostei suntem dăruitori și suntem firești când dăruim. Când cerem, suntem egoiști și suntem nefirești. Și acest firesc care l-a regăsit fiul risipitor, și vă aduceți aminte din parabola fiului risipitor, care plecând de acasă, și în tatălui, tată, dă-mi partea mea de avere, adică toate atributele mele de fiu, da, al tău, dă-mi-le și voi ca să plec în lume, de ce? Pentru ca să-mi exersez autonomia, să văd și eu cum este să fiu fără tată. De fapt, asta facem și noi în viața noastră, fără tatăl ceresc. Și ducem în viață și mergem pe cont propriu,
și experiem această existență fără Dumnezeu. Și Fiul, ajungând la un moment dat să pască porcii, așa porcii fiind de fapt patini, în limban simbolic, la un moment dat neavând ce să mănânce, își vine în fire, ni se spune. Și venindu-și în fire, care era firea lui? Ce înseamnă că și-a venit în fire? Și-a adus aminte că era fiul cuiva, avea un tată. Nu era al nimănui. El era fiul al cuiva, avea un tată. Și venindu-și în fire, i-a zis, mă voi întoarce la tatăl meu și îmi voi spune, tatăl, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numești ca pe fiul tău, ci să mă faci ca unul din argații tăi. De ce? Pentru că și argații tatălui aveau tot ce le trebuia, trăiau în bunăstare, aveau tot ce se bucurau de belșug. Și ce se întâmplă când se întoarce fiul? Tatăl vede de departe, adică tatăl fiind Dumnezeu, și se bucură și ridică la noblețea aceea din tâi, pune în el în deget, îi dă îmbrăcăminte, încălțăminte, nu-l ceartă, nu-i face nimic. Și aici iarăși vin la un motiv și la o temă care aș vrea să o ating și bine că am ajuns aici, aceea a faptului că Dumnezeu Tatăl ne iubește așa de mult și așa de bucur este când noi ne întoarcem către El. Că se spune, se face mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce din la păcat. Și se întâmplă, aici adic un subiect dureros, se întâmplă ca în biserică noi să avem o atitudine, să avem o înțelegere greșită ce înseamnă Dumnezeu Tatăl, ce înseamnă iertarea, ce înseamnă păcatul și care, cum ne primește pe noi Dumnezeu, pe noi păcătoși. Există o atitudine și o înțelege că Dumnezeu este un Dumnezeu justițiar. Și asta vine din gândirea occidentală, să știți, în care raportul între Dumnezeu și om este privit ca un raport juridic. Adică ai greșit? Venim cu codul penal. Da? Ai făcut aia? Atâți ani de atâta. Ai făcut aia? Atâți ani de atâta. Și am preluat și noi, din păcate, această, care nu este o perspectivă ortodoxă, atenție, la Sfinții Părinți nu vom găsi așa ceva. Nu există așa ceva. Dumnezeu este doar dragoste. Ce m-a pedepsit Dumnezeu. Păi nu te-a pedepsit Dumnezeu, suferi consecința propriilor fapte. Fiul risipitor murea de foame. Păi de ce? Că l-a pedepsit Dumnezeu, că l-a pedepsit Tatăl? Nu. A plecat de la Tatăl de acasă și a cheltuit toată agoniseala și a rămas sărac, flămând. A rămas flămând ca pedeapsă? Nu. Ca o consecință. Și există chiar și printre slujitorii bisericii noastre. Această atitudine, să zic eu, de judecător, de procuror. Ia să vedem ce ai făcut tu. Eu, din păcate, și am întâlnit multe persoane, mulți creștini, care nu s-au dus la duhovnic de frică. Păi nu mă duc, îmi dă canon. Și o să zică, părintele, că eu am făcut aia și aia mai bine. Nu mă duc. Și de frică nu se duc. Adică cum să nu te duci de frică? Frica, pentru că și aici o lucrare drăcească. Pentru că atunci când greșim, suntem împinși, știți, necuratul ne împinge, ne suflă la ureche, iar când vrem să ne întoarcem de la păcat, spune, păi, îți dă frică. Dar ne ajută și o anumită înțelegere greșită a celor din biserică, să știți. Încerc să spun acest lucru. Adică noi nu putem să, nu putem să că un om care a greșit nu poate să-l primește cât cu dragoste. Pentru că și eu n-am fost la Părintele Arseniei și eu n-aveam nicio virtute. M-a primit cu toată dragostea și pentru că ăsta e modul în care trebuie să te primești un tată adevărat. Și Tatăl Ceresc este cu atât mai mult te primește în chipul dragostei dacă un om la nivelul lui te primește cu atâta dragoste. Chiar în duhovnicii. Gândiți-vă cum te primește Dumnezeu, Tatăl, cum te primește. Și acesta e iarăși un
ceva care ne-a transmis Sfântul Rațiene, această dragoste, cum să spun eu, necondiționată. Așa ne iubește Dumnezeu, necondiționat și nelimitat. Deci, dragii mei, nu uitați acest lucru. Trăim într-o lume în care dragostea este exilată, o lume în care își pierde capacitatea de a iubi, o lume în care egoismul tinde să cuprindă toate aspectele vieții noastre, aspectele ființei umane. Și ne copleșe acest egoism și nu mai ne putem dori unii altuia, nu mai putem să compătimim, nu mai putem să suferim unul lângă celălalt. Adică trecem impasibil prin durerea celuilalt. Nu știm câtă nevoie avem unul de celălalt. Pentru că dacă suntem diferiți, știți, de foarte multe ori spun, este și așa sau așa un gând. De ce Dumnezeu nu are această diferențiere, aceste diferențe între oameni? De ce unul e bogat și unul e sărac? De ce unul are niște daruri, de ce altul alte daruri? Unde Dumnezeu a creat această diversitate numai pentru că avea nevoie unii de alții. Fiecare are talentul, are darul lui. Fiecare se face, poate fi de folos celuilalt. Să zic că ești mare profesor universitar, dar ți-e sparge țeava în casă. Trebuie să fie un maestru ca să știe să repare țeava. N-are știința ta de car, n-are erudiția ta, dar și să repare țeava aia. Vă dau un exemplu banal, așa, prozaic, știți, ca să vedeți cum avem nevoie unii de alții. Mai vorbesc de la nivel emoțional și afectiv, cât de mult avem nevoie unii de alții. Și trăim într-o lume seacă, secătuită de afecte. Și acești părinți, așa cum a fost și Sfântul Rațiene, asta ne-a dăruit. Ne-a ținut treaz acest model al omului iubitor, al omului iubitor de aproapele. Mi-aduc aminte, era foarte bolnav în ultimii ani de viață. Și mai așa de chirghiol, nu știam cum să zăvorească ușile, pentru că era copleșit, de-abia, și eu, mi-era mie frică să mai mă duc la el să-l vizitez, pentru că îmi dădeam seama cât de mult îl oboseam, sau nu neapărat eu, prezența noastră. Dar pentru că era o bucurie, să știți, și peste toată această grijă a maestrilor, el încă primea oameni și trebuia să se întrebe picioare și ieșea afară și binecuvânta și iată cum putea să primească, ieșea și spunea un mic cuvânt și umplea de bucurie. Nu se putea opri, pur și simplu, să se dăruiască. S-a dăruit până la sfârșit, până la ultima suflare, știți, până în ultima zi, efectiv. Era bolnav, era neputincios și cu toate acestea și ultimii ani de viață i-a petrecut din dragoste pentru oameni. La un moment dat a avut, cu câțiva înainte de a pleca la Domnul, a avut așa un moment foarte, foarte dificil și era pe punctul de a pleca. Și atunci, după aceea ne-a mărturisit că s-a rugat Dumnezeu să-l mai lase, că nu e pregătit. Nu era pregătit să ne lase, pur și simplu. Nu era pregătit să se despartă de noi. Atât de mult ne iubea. Și a plecat. Trebuie să plece pentru că Domnul și Mărturisitul l-au iubit și îl iubesc atât de mult și până la urmă era și o necuință, avea 97 de ani, trecuse prin atâtea, a fost și o minune la Dumnezeu că a supraviețuit atâta timp. Și, da, iar Dumnezeu a fost darul Dumnezeu pentru noi, cel puțin pentru mine, este darul Dumnezeu, așa consider și mă consider extrem de privilegiat că am putut să cunosc astfel de oameni. Am mai cunoscut tot așa un mare părinte al nostru, pe părintele Petroniu, care nu a fost așa de accesibil pentru că el a trăit în Muntele Athos. Ei au fost foarte buni prieteni, au fost foarte apropiați și tot așa sunt un om de o smerenie cum n-am mai întâlnit, un om atât de smerit și atât de profund. Părintele Petroniu, sfinți, eu nu că-i consider eu sfinți, sunt sfinți la modul cât se poate de obiectiv și absolut. Și poate că la un moment dat biserica nu se va canoniza. Pentru că nu are cum să ne canonizeze. Dar ei sunt sfinți oricum, nu trebuie canonizați neapărat. Ei sunt sfinți și nu numai că s-au sfințit pe ei, dar au devenit din sfințenia lor și celor care au venit în contact cu ei.
Da, sunt multe. Acum nu mai știu. Dar cred că câteva lucruri care aș fi vrut, am vrut să vi le transmit, am reușit sau le-am atins. Acum, dacă, să zic, mai sunteți interesați sau mai aveți întrebări, cred că deja este, mai avem timp, putem da trecut o oră. Cred că putem să continuăm și cu ajutorul dumneavoastră. Aș vrea să nu fie numai un monolog, să fie și un dialog. Așa este frumos. Da. Am uitat și eu să vă spun, dacă vreți ori să ridicați mâna, dacă aveți întrebări, ori puteți să le scrieți și să le aduceți aici, în față, întrebările. Vreți să puiți tu ceva? Hai. Până una alta și, domnule, hai să spun așa câte ceva. Da. Bună seara. Eu, spre diferență de Părintele Ilarion, eram foarte fericit la început, pentru că aveam un plan. Numai că mi-a epuizat 99% din lucrurile care erau în planul meu. Și tocmai vorbeam cu Părintele că Dumnezeu are umor și eu îl resimt pe pielea mea acum, umorul. Eu l-am cunoscut pe Părintele Arsenie indirect. Ca să fiu foarte sincer, am avut ocazia să-l cunosc în anul 2010, după ce mă întâlnisem cu un altul, Bartolomeu Anania, cu câteva luni înainte să treacă la Domnul. Și într-o etapă a vieții mele, când, bineînțeles că eram cel mai deștept om care există pe Pământ și în afara Pământului, când mi s-a oferit șansa să-l cunosc pe Părintele Arsenie, am răspuns sec ce să învăț eu de la moșul ăsta. Și nu m-am dus. Și bine am făcut că nu m-am dus, când închipui că ce se întâmpla la întâlnirea respectivă, acum înțelegând foarte bine firea dânsului. Numai că acest moș frumos mi-a salvat viața la propriu și l-a figurat după ce a trecut la Domnul într-o mare nevoie de ajutor și nici măcar nu înțelegeam despre ce e vorba, nici cu el, nici cu Hristos, nici cu nimeni. Iar apoi am început să-l cunosc și nu se oprește cunoașterea lui atât prin ceea ce am citit și am văzut cu dânsul, cât și prin mijlocirea ucenicului său, care este Părintele Ilarion, adică cumva îl cunosc mijlocit prin acest tip de filiație duhovnicească, să zicem. Chiar îi spuneam Părintele Ilarion înainte să începem, m-a lovit foarte tare o idee în cap înainte să începem și m-am aplicat și am zis, Părinte, care e probabilitatea pentru cineva care refuză să întâlnească cu un moș să vorbească despre omul ăla la 11 ani după asta într-o conferință? Probabilitatea e zero. Dincolo de aspectele biografice extrem de importante care trasează niște repere pentru fiecare dintre noi, aspectele biografice ale vieții Părintelui Arsenie, eu sunt fascinat de teologia dânsului și cred că a venit momentul ca și în cazul dânsului și în cazul celorlalți mari părinți ai noștri pe care îi cunoaștem, Părintele Cleova, Părintele Iustin, Părintele Paisiolar, Sofia Mbochiu, Dumitru Săneloare și așa mai departe, să li se articuleze practic și viziunea teologică profundă asupra lucrurilor. Bine, în cazul Părintelui Stăniloae nu avem ce să mai articulăm, că articulat dânsul a adus totul la zi după 2000 de ani ca dogmatică. Și pe mine asta mă preocupă în legătură cu Părintele Arsenie în ultimul timp. Pentru că cumva, ce obțin asta este părerea mea, cumva interesul care se manifestă vis-a-vis de viața Părintelui este un interes ce are la bază detaliile biografice. Pentru că deocamdată numai asta există, ca să fim sinceri. Adică nimeni nu a făcut un studiu concret și complex vis-a-vis de teologia dânsului. Dacă nu mă înșel, cred că în momentul de față cineva face parte din acest lucru, dar încă nu a ieșit materialul respectiv.
Și aș vrea așa să schițez câteva lucruri despre această dimensiune a Părintelui, așa cum o înțeleg eu, cât de puțin o înțeleg eu în față. În primul rând, dacă se citește cu mare atenție și se vede cu mare atenție ceea ce a cuvântat Părintele Arsenie, o să se observe un lucru încă de la bun început. Faptul că, pe lângă capacitatea de sinteză extremă pe care o avea, adică de a spune, știți, eu trebuie să vorbesc jumătate de oră să spun ceva, Părintele Arsenie spunea 4 cuvinte și exprima tot ce mă chinu eu în jumătate de oră. Deci o capacitate de sinteză extraordinară. Dacă se urmăresc modalitățile de exprimare, veți vedea că între modalitatea Părintelui de a se exprima și a Sfinților din Paterix, spre exemplu, vorbim de maxime duhovnicești, de apoftegme, să zicem așa, în termeni tehnici, nu e nicio diferență. Dar absolut nicio diferență. Lucrurile acestea nu sunt posibile decât dacă inima omului respectiv, a Sfântului respectiv, a primit Harul Duhului Sfânt. Și a înțeles cunoașterea lui, nu este o cunoaștere de tip intelectualist. Între noi fie vorba, nicio cunoaștere nu de tip intelectualist, pentru că noi facem o eroare din punctul de vedere destul de gravă. Noi credem că gândim cu mintea. Mintea nu gândește. Mintea și intelectul sunt doar un instrument care translatează ce simte inima. Și translatează în concepte lumești, în concepte extrem de finite și limitative. Pentru că asta vedem, asta avem la îndemână. Și dacă nu ne lărgim orizontul de viață în plan duhovnicesc, așa cum au făcut-o acești mari părinți, noi rămânem la reprezentări limitative, extrem de copilărești pe alocuri, din multe puncte de vedere. Ori, din perspectiva teologiei sale, eu îndrăznesc să spun că Părintele Arsenie, și dacă se vor face studii aprofundate pe acest subiect, sunt convins că așa va reuși. Părintele Arsenie se poate circumscrie cu mare ușurință pleiadei Sfinților Părinți. N-am să intru acum în detalii să încerc să definesc ce sunt Sfinții Părinți, de ce continuitatea lor nu se oprește după al 7-lea Sinod Ecumenic, așa cum mulți teologi au pretenția, de ce ei se continuă și până în ziua de astăzi. Dar Părintele Arsenie însumează absolut toate detaliile care îl circumscriu acestui cerc al Sfinților Părinți. Și eu cred că este extrem de necesar un astfel de studiu, pentru că el este unul din numeroasa familie duhovnicească pe care neamul românesc a dat-o prin jertfă. Și noi am enumerat mulți dintre aceștia mai devreme și mulți alții pe care nu i-am enumerat și alții de care încă nu știm și probabil că nu o să știm niciodată. O calitate extraordinară a Părintelui Arsenie care îl încadrează teologia în acest sens, este cea de mărturisitor. Părintele Arsenie a mărturisit pe Hristos și Ortodoxia. A făcut-o și în plan dogmatic, în diverse răspunsuri pe care le-a dat față de ecumenism, de exemplu. N-am să intru în discuții de genul ăsta acum sau în subiect, dar dacă veți căuta, veți vedea răspunsurile lui, la fel, sintetizate extrem de mult și la obiect și scurte, reprezintă adevărul și adâncimi dogmatice extraordinar de puternice și e în același duh cu toți Sfinții Părinți când vorbește despre Ortodoxie. Și despre Hristos. El l-a mărturisit pe Hristos, l-a mărturisit cu viața lui, l-a mărturisit în pușcării, l-a mărturisit în pustie, l-a mărturisit în fiecare moment al vieții sale. Și, spre exemplu, vedeți iar capacitatea lui de sinteză. Spunea un lucru. Multe din frazele lui, să știți că nu sunt înțelese foarte mult, pentru că nu există o aplecare asupra lor decât în plan exotic. Adică spunea, moartea nu vine să-i faci o cafea, moartea vine și să te ia. Și majoritatea oamenilor râd, pentru că li se pare amuzant. E amuzant, pentru că el este purtător de etos românesc. Iar etosul românesc, noi suntem un neam care de 2000 de ani rezistăm râzând. Nu că rezistăm, murim și înviem râzând. Adică pământul ăsta e
e sfințit de atâta sânge de oameni care au râs când au murit, de nu vă puteți imagina. Ori dânsul avea această capacitate de a-și păstra umorul sănătos, românesc, nu bășcălia, da? Umorul sănătos, această dimensiune a etosului românesc, avea această capacitate de a-și o păstra chiar când vorbea despre lucruri extrem de serioase. Dar văzut la adânc această frază, moartea nu vine să sacă o cafea, vine să te ia, are niște profunzime extreme și se referă exact la ceea ce discutăm noi de la moarte la viață. Dacă vreți, sintetizează într-un mod personal al Părintelui și extrem de adânc a teologie, ce scrie, spre exemplu, temeiul titlului acestei conferințe stă în Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, versetul 24, care spune așa, spune așa Hristos: adevăr, adevăr vă spun vouă, cel care ascultă cuvintele mele și crede în cel care m-a trimis pe mine are viață veșnică și la judecată nu va veni, și schimbă modul verbului și a trecut de la moarte la viață. Acum, cum i-a spus tâlharului de pe cruce, acum a trecut de la moarte la viață. Când crede în cel care m-a trimis pe mine și ascultă cuvintele mele. Ori Părintele Arsenie sintetizează foarte, foarte scurt acest adevăr. Știți? Acest verset este o ordonanță de urgență pe care Hristos o dă, de care noi ortodoxi nu prea suntem conștienți. Noi nu ne dăm seama că judecata nu e pentru ortodoxi. Voința și trezvia. Ele nu sunt născute în spațiu românesc duhovnicesc. Ele sunt născute încă dintr-un începuturile creștinismului, ca direcții, să zicem așa, de viață ale creștinului. Dar să știți că cel care sintetizează pentru prima oară în spațiul duhovnicesc românesc ideea de prezență continuă, de trăire continuă, este Părintele Arsenie. Dincolo de acest lucru, absolut toate cuvintele sale de învățătură sunt născute într-un mod firesc în discuții firești, el păstrându-și firescul și determinând firescul în ceilalți. Și am să vă dau un exemplu. Știți ce înseamnă teolog? Teolog înseamnă cel care vorbește cu Dumnezeu, în primul rând. Părintele Arsenie ar putea să aibă parte de o carte de cel puțin 500 de pagini numai despre teologia rugăciunii. Dacă veți fi atenți la ceea ce spune despre rugăciune, veți vedea că abordează rugăciunea în absolut toate registrele filocalice. Dar în absolut toate registrele. Ca armă de luptă împotriva vrăjmașului, ca și cale de mântuire, ca și modalitate de comunicare cu Dumnezeu și așa mai departe. Iar vine și spune o chestiune extrem de frumoasă. Încerc așa să mă aduc aminte, să spicuiesc câteva citate, cum mi le aduc aminte. Spune, orice suspinare poate să fie o rugăciune și orice fel de clipă poate să fie un timp. O veșnicie. O veșnicie. Lucruri care nu pot să țâșnească aceste maxime, dacă vreți. Nu pot țâșni decât dintr-o inimă care l-a văzut pe Hristos și care îl trăiește pe Hristos față către față. Dacă s-ar vedea aceste lucruri, s-ar vedea firescul în care trăia. Am să vă dau un exemplu din viața dânsului. Două exemple am să vă dau. Capacitatea lui de jertfă. El nu numai că a înțeles crucea și a trăit după cruce, el a iubit crucea, ceea ce este o diferență foarte mare. Eu cel mult în viața mea accept crucea, deși cam strâng în nas de fiecare dată, că nu prea îmi convine. Însă el, spre exemplu, nu o accepta. O iubea. În momentul în care iubea crucea, năștea înviere în inima celuilalt. Și am să vă dau un exemplu foarte simplu, în care se îmbină nu numai teologia lui extrem de profundă, ci și umorul și așa mai departe. La vârsta de 94-95 de ani, dacă nu mă înșel, să mă corecteze părintele dacă greșesc, s-a născut necesitatea ca părintele să fie operat pe coloană. Vă dați seama, să operez pe coloană un om de 94 de ani este contra tuturor principiilor medicale, mai ales în ceea ce privește rahianestezia care urma să fie folosită. Dar fiți atenți,
Și aici să țineți minte un lucru. Când faci o declarație în viață vis-a-vis de Hristos, Hristos te va pune să te verifici dacă o ții. Părintele Arsenie a spus un lucru la un moment dat, ca teologie, iar crucea nu e cruce fără umilință. Și acest om, care la vârsta de 97 de ani a murit fecior, care a fost extrem de bogat, extrem de inteligent, aș vrea să... Mi-a părut rău că părintele nu și-a adus aminte, dar eu trebuie să mă aduc aminte. Părintele, printre altele, a jucat la lotul național de rugby. Părintele Arsenie, se spunea Pantera Blondă. Adică a trecut prin atâtea registre în viață cât noi nici nu ne închipuim. Acest om care n-a cunoscut trupește femeia, acest om care la vârsta de 38, vă dați seama să ajungi la 38 de ani, să ai o asemenea stare, dacă vedeți poze din tinereța lui, ce bărbat frumos era. Acest om la vârsta de 94 de ani ajunge să fie dezbrăcat complet într-o sală de operație. Mai mult decât atât. Pentru că crucea nu-i cruce fără umilință. Doctorul care l-a operat, care era ateu în momentul respectiv, și ca orice ateu, nu se mulțumește doar să spună că nu există Dumnezeu, ci să și batjocorească pe cei care cred în Dumnezeu, uitându-se la părinte dezbrăcat pe masa de operație, spune așa: Părinte, ești ca Adam în Rai. Și părintele, care avea o capacitate de a răspunde instant, care este numai suflarea Duhului Sfânt în inima omului, omul nu are capacitate de reacție prin sine însuși, fără Duhul Sfânt. Îi dă răspunsul scurt: da, dar nu văd nicio Eva. Da? După asta, când doctorul respectiv, care acum e un om extrem de înduhovnicit, dar face parte din viața lui și ne ajută foarte mult să înțelegem teologia trăită a părintelui. Teologia trăită naște în inima celuilalt teologie. Adică cunoaștere de Hristos. Asta e teologia. Teologia nu e o chestiune sistematizată în facultate. E o chestiune tehnică pentru preoți, pentru cei care vor să înțeleagă mai mult. Teologia este al cunoaște pe Hristos în inima ta, ca inima ta să se roage în inima lui Hristos. Asta e teologia. Ori el o trăia. Văzând doctorul că încă nu l-a batjocorit până la capăt, îi spune așa: ia zi, părințele, ți-e frică de moarte? Și părintele îi spune așa, s-a cam supărat, vă dați. Auzi, doctore, ține mâna pe bisturiu că o să mă opereze Hristos, nu tu. În clipa în care doctorul a tăiat în spatele lui, toată sala de operație s-a umplut de miros de mir. De a doua zi, doctorul respectiv, când mergea în vizită la părinte, cobora în genunchi și mergea de la ușă până la pat în genunchi. Asta este teologia părintelui Arsenie. Părintele Cezar Axinte, care nu este aici și care trebuia să fie cu noi aici, mi-a povestit cum l-a cunoscut el pe părintele Arsenie. Am mers cu părintele Ilarion când erau, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, când erau mireni. El era, mă rog, cu mintea omului de atunci. Avocat. Avocat, exact. Și mi-a povestit că a tăcut tot timpul. Toată discuția. Și că la sfârșit, părintele Arsenie a zis așa: ai tăcut din gură, dar inima ta a vorbit tot timpul. Și că pe drum, stând în spate în mașină, părintele Ilarion Miran, pe atunci l-a întrebat cum vorbeau ei între ei, ia zi, Cezărică, cum ți s-a părut? Și părintele Cezar a zis așa: vreau și eu să-L cunosc pe Dumnezeul părintelui Arsenie. Asta este teologia părintelui Arsenie. Este trăirea lui Hristos. Dar dincolo de acest aspect, dacă vreodată cineva va face un studiu complet asupra modului lui de exprimare, se va vedea că nu există nici măcar o materie legată de teologie pe care părintele să nu fie abordat până în profunzimile cele mai mari ale ei, în modul lui de a se manifesta, de a vorbi cu oamenii. El făcea asta într-un mod extrem de personal. Există, cum să spun eu, ceea ce am spus eu mai devreme, faptul că părintele Arsenie se identifică cu ușurință în pleiada Sfinților Părinți, se poate face printr-un studiu empiric. Pentru că ortodoxia, și îmi pare rău dacă mă repet, dar mie îmi place să mă repet.
am așa, învăț câte o frază și o spun tot timpul. Ortodoxia nu este o știință speculativă. Asta spune Sfântul Grigorie Palama în discuția pe care o avea cu cei care se împotriveau rugăciunii miști. Ortodoxia este o știință empirică care se verifică în laborator. Adică începi să te faci că trăiești și se verifică imediat dacă Hristos există sau nu. Părintele demonstra asta la fiecare pas și explica acest lucru coborându-se, asumând teologia sa fiecărui om din jurul lui. Și am să revin la ce spuneam despre Sfinții Părinții. Exemplu. Vine o doamnă la el, eu am văzut înregistrarea. Vine o doamnă la el și spune așa. Îl ascultă, vorbește părintele despre Hristos și femeia nu înțelege decât ce vrea ea să înțeleagă. Adică nu femeia în general. Doamna respectivă. Și la sfârșit părintele o întreabă. Aveți vă întrebare? Ce da, părinte, cum să fac să cred în Dumnezeu că eu nu cred că există? Și părintele îi dă un răspuns de pateric. Ia faceți-vă că credeți să vezi cum începe să faceți Dumnezeu că există. Asta înseamnă o teologie foarte profundă. Ori ca să se demonstreze faptul empiric, că face parte sau nu dintre Sfinții Părinți, trebuie verificat prin comparație dacă este în duhul acestora și dacă, cum să vă spun eu, dacă atinge subiectele fundamentale ale teologiei în aceeași manieră. Și asta nu numai că stă în picioare, dar stă în picioare și a doua dimensiune. Dacă se va uita un pic la adânc, se vor vedea două, trei exemple din teologia Părintelui care nu sunt asumate până în momentul de față de niciun Sfânt Părinte. Și am să dau un singur exemplu. La un moment dat, într-un interviu, o să-l găsiți pe internet dacă vreți, Părintele spune așa, că odată cu întruparea Mântuitorului, ierarhiile îngere superioare au suferit o despătimire. Acest lucru nu-l veți găsi la nimeni prezentat. Cei care erau de față au fost nedumeriți, pentru că vedeți, când vorbești despre lucruri duhovnicești, despre lucruri dumnezeiești în limbaj omenesc, e foarte greu. Adică este limitativ, este restrictiv. Nu putem să explicăm realitățile dumnezeiești în limbaj omenesc, dar numai pe ăsta l-avem la dispoziție. Și să zicem, slavă ție, Doamne, că avem o limbă atât de bogată care s-a născut, are ca o bârșă limba liturgică, că altfel eram vai de capul nostru, nici pe astea nu puteam să le vorbim așa cum le vorbim. Și atunci Părintele simte nevoia să facă o lămurire. Și spune în felul următor. Nu suferă o despătimire în sensul în care ierarhiile îngerești ar fi fost împătimite, ci în sensul în care, fiind părtașa acestui secret revelat al Dumnezeirii ascuns de ele din veac, ele se împărtășesc mai mult de slava dumnezească. Adică transferă conceptul teologic care se numește epectază, adică cu alte cuvinte noi ajungem să dea Dumnezeu un rai și eu acolo mă văd cu Anda și o văd pe Anda cât de frumoasă e în lumina slavei dumnezeiești și ea mă vede pe mine cum mă bucur de frumusețea ei și se bucură de bucuria mea și suferă o creștere a fericirii în Hristos și eu mă bucur de faptul că ea se luminează în continuare și ea se bucură de lumina mea și uite așa o ținem din înalt în mai înalt. Asta înseamnă epectază. Ori el transferă această epectază în rândul ierarhiilor îngerești. Și la un moment dat, Părintele își dă seama că a vorbit prea mult și în stilul lui caracteristic, să vedeți înregistrarea. El când vrea să facă o glumă sau să iasă dintr-o situație, făcea așa cumva cu ochiul, zâmbea și făcea cu ochii. Știți, era foarte ghiduș, ăsta e cuvântul pentru el. Și spune, dar destul despre îngeri, să ne ocupăm de problemele noastre. Adică și-a dat seama că s-a cam deconspirat un pic. Pentru că, fiți atenți, a vorbit despre aceste lucruri nu este posibil cu minte omenească. Dacă veți studia teologia Părintelui Arsenie, teologia Părintelui Stăniloae, Sfântul Maxim Mărturisitorul și alții, veți vedea că ei nu au avut o căutare de tip intelectualist. Pe ei nu i-a interesat nicio clipă să înțeleagă aceste lucruri.
tot ce i-a interesat pe ei a fost să-L trăiască pe Hristos cu toată firea lor, cu toată, știți, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată puterea ta, din toată virtutea ta, din toată inima ta. Asta au făcut ei, adică s-au făcut nouă, și acum vorbim în speță de Părintele Arsenie, s-au făcut nouă repere pentru trăirea virtuții, au trăit virtuțile creștine. Și trăindu-le și trăindu-L pe Hristos și căutându-L pe Hristos cu tot din adinsul și cu toată inima lor, această cunoaștere s-a deșertat prin Duhul Sfânt în inima lui. El nu putea să vorbească despre aceste lucruri cu minte Domn. Nu putea să le înțeleagă cu minte Domn. Pentru că sunt niște, în primul rând, să înțelegeți limbajul fiind limitativ, ceea ce a văzut și a înțeles Părintele Arsenie despre așa zisa despătimire ierarhiilor îngerești, a văzut-o într-un sens mult mai desăvârșit decât avea putința să o reprezinte prin limbaj. Astea sunt așa câteva repere despre teologia Părintelui. Un Părinte cu o viață sfântă, cu siguranță, și care sunt sigur că va fi la un moment dat canonizat, dar despre asta știe Hristos și Sfinții Lui, ne băgăm noi pe mine. Interesează că noi știm că sunt Sfinți, ne rugăm lor și înainte să fie canonizați și nu avem nicio problemă. Teologia Lui este extrem de adâncă. Este o bogăție extraordinară, este un reper fundamental. Părintele avea o nădejde în soarta neamului românesc ca nimeni altul. Înțelegea perfect timpurile. Înțelegea perfect ceea ce urmează. Înțelegea că trăim... uitați, El explică lucruri despre Apocalipsă într-un fel pe care 99% din creștinii care merg la biserică nu îl înțeleg. Când vorbește un ortodox despre Apocalipsă, vezi că mai are puțin să fugă. Din două motive. Primul motiv, ca să nu intrăm neapărat în teologia Părintelui Arsenie, primul motiv e că nu se înțelege că Apocalipsa înseamnă biruința mielului. Adică Apocalipsa se termină cu Hristos biruitor. Punct. Pe cum te superi sau te speri? A, ne speriem că nu vrem să suferim deloc. Ai altă problemă. Ori Părintele Arsenie explică niște lucruri fundamentale pe care noi ca ortodoxi de obicei nu le înțelegem. Acum vreți de mine, da? Fiecare se regăsește dacă e cazul. Apocalipsa nu înseamnă finalul cu nebunia din final. Apocalipsa vine de la verbul apocalipsis, care înseamnă dezvăluire, care înseamnă a dezvălui. De fapt, e un substantiv. Înseamnă dezvăluire în limba greacă. Și înseamnă că cumva perdeaua se ia și noi vedem adevărul. Apocalipsa începe odată cu Mântuitorul, cu întruparea Mântuitorului. Noi trăim Apocalipsa în mod continuu, adică ni se dezvăluie realitățile fundamentale duhovnicești în care trăim rosturi, sensurile noastre, rostul și sensul nostru în Hristos și prin Hristos. Și ne pregătim pentru apocalipsa personală, că iar e o chestiune pe care eu am înțeles-o foarte greu, dar am înțeles-o la Părintele Arsenie. Nu e nevoie să ajungi la apocalipsă la a doua judecată să înțelegi. O să aflăm, dacă eu mor azi e apocalipsa mea personală, să dezvăluie totul. Asta înseamnă moartea bine să te ia, nu să-ți facă o cafea. Înseamnă niște înțelesuri extrem de profunde în sens ontologic al omului până la urmă. Vis-a-vis de femeie, într-adevăr, modul în care Părintele Arsenie prezintă femeia, o prezintă într-un mod teologic. Spune că femeia este împărăteasă dăruitoare. El nu numai că explică firescul de a fi femeie, ci explică firescul de a fi femeie în funcție de firescul de a fi bărbat, explică firescul familiei, firescul cununiei, firescul copilului, firescul relației între copii și părinți. Nu numai că explică firescul femeii, ci el urmărește până la capăt. Părintele Arsenie niciodată în ceea ce vorbește, nu vorbește cu jumătăți de măsură. El epuizează subiectul. Dacă veți citi sau dacă îl veți asculta vorbind despre femeie, veți vedea pe de-o parte că este unic în spațiu ortodox răsăritean. Deci teologia lui asupra femeii nu a mai fost redată de niciun sfânt părinte în spațiu teologic răsăritean ca el. Au atins subiectul cu același duh, pentru că adie același duh sfânt în inimile lor, dar nu într-o asemenea profunzime. Iar el urmărește subiectul până la capăt, adică urmărește firescul femeii în desăvârșire până la capăt, până în mântuire. Până la final.
dincolo de asta. Părintele Arsenie ne explică foarte bine diferența între Rai și Împărăția lui Dumnezeu. Dacă veți face așa un sondaj de opinie printre oamenii care merg la biserică, toată lumea crede că Raiul și Împărăția lui Dumnezeu sunt același lucru. Nu e așa. Care este diferența între Rai și Împărăția cerurilor? Exact. O să răspundem, să zic. Continuă. Da. Uitați ce, care e diferența între Rai și Împărăția cerurilor. Pe de o parte, Raiul are o consistență atât duhovnicească cât și materială. Și Împărăția lui Dumnezeu are doar o consistență duhovnicească. Noi nu putem să înțelegem în stare întrupată, așa cum suntem, ce înseamnă Raiul sau Împărăția cerurilor, decât gândindu-ne pe noi înșine care per față de El, adică de trăirea noastră. Și acum trebuie să înțelegeți următorul aspect. Dacă, spre exemplu, eu ajung în Rai, eu pot să sufăr o trecere dintr-o stare de fericire într-una superioară, adică să mă împărtășesc de slava duhovnicească, de slava dumnezească, dar niciodată în mod desăvârșit în Rai. Nu te poți împărtăși de slava dumnezească în mod desăvârșit, ci numai temporar și parțial. Adică Raiul e o stare temporară. Dar tu în Rai te poți împărtăși de slava dumnezească parțial, nu până la capăt. Și asta se poate trece într-o stare de fericire duhovnicească într-una superioară prin două moduri, cât timp ești în Rai. Unu, prin efectele acțiunilor tale care s-au înfăptuit pe pământ vis-a-vis de mântuirea altor oameni, spre exemplu, dumneavoastră scrieți o carte duhovnicească, muriți acum, ajungeți în Rai și intrați în casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Și asta etajul 2, dintr-o vilă. După ușă, unde se ține mătura, cum spunea Părintele Arsenie. Da, vorba lui Cleopa. Părintele Cleopa, dar mie după ușă, unde se ține mătura. Da, am auzit de curând părintele Rafael a zis, zice, părintele Cleopa era sfânt și eu n-am curaj, vreau să ajung până la poarta Raiului, că de acolo mă trag sfinții peste gardă. Deci, sunt la etajul 2, da? Dacă, spre exemplu, peste 100 de ani cineva citește cartea și în urma lecturii are loc o metanoia, îi se schimbă mintea în raport cu Hristos și începe să creadă, această consecință a acțiunii mele face ca eu să sufăr, înțelegeți ce sens, să cresc ca și stare de fericire duhovnicească în Rai. În Împărăția lui Dumnezeu totul este desăvârșit, acolo nu mai există nimic parțial, totul este desăvârșit, totul este față către față cu slava dumnezeiască. Raiul este până la, starea de Rai este până la a doua judecată, până la judecata de opște. După aceea, când va fi cer nou și pământ nou, va interveni Împărăția lui Dumnezeu și de acolo se închid absolut toate lucrurile. Mai rețineți o chestiune. Și asta ne stă pildă povestea bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Bineînțeles, ei erau în iad. Până la învierea Mântuitorului, toată lumea era în iad. Nimeni nu era, nu exista Rai, în primul rând. Adică exista, dar nu era deschis. Gândiți-vă că sunteți în Rai. Dar gândiți-vă că soțul dumneavoastră, soția dumneavoastră, mama, e în iad. Vă dați seama că orice stare de fericire duhovnicească resimți, pentru că tu ai ajuns în Rai trăindu-L pe Hristos în inima ta, tu nu poți fi insensibil față de cei din iad. Și va fi o plecare de inimă permanentă în Rai, o plecare de inimă nu ca o tristețe, ci ca o dorință arzătoare de jertfă pe care nu o vei putea să pui în practică decât prin rugăciune în fața lui Dumnezeu. Părintele Arsenie detaliază toate aceste lucruri într-un mod absolut excepțional. Adică nu lasă urmă de neînțelegere asupra acestor aspecte. Și totuși, să știți, dacă veți întreba în jurul dumneavoastră oameni care merg la liturghie, și eu nu spun în sens peorativ acum sau de judecată, dacă îi veți întreba aceeași întrebare, veți vedea că răspunsul este că între Rai și Împărăția lui Dumnezeu nu este nicio diferență. Vedeți, aceste lucruri schimbă perspectiva, ar trebui să schimbe perspectiva noastră de viețuire. Părintele Arsenie era un om care trăia aceste lucruri în sens practic.
La el nu exista o acumulare teoretică, adică, bun, gata, am înțeles care e diferența între rai și împărția cerului, vă explic și vouă, dar eu nu schimb modul de viețuire. El a schimbat modul de viețuire. El trăia pentru lucrurile astea. Trăind pentru lucrurile astea, Duhul Sfânt se odihnea în inima lui, la modul propriu. Astea nu sunt metafore, nu sunt alegorii. Sunt nicio formă. Și Părintele vorbește despre lucrul ăsta. Dacă veți ști ce vorbește despre rugăciunea inimii, nu stăm acum să discutăm. Spre exemplu, el explică niște lucruri care apar în Filocalie și peste tot și care, iar, se confuzează foarte tare chiar și de către teologi. În prima fază nu există nicio rugăciune a inimii. Există rugăciunea lui Iisus în minte și așa mai departe. El explică toate lucrurile astea, toate etapele acestea. Lucruri pe care noi, bineînțeles că ar trebui să le știm, dar ar trebui să le știm numai dacă le punem în practică. Altfel o să murim foarte intelectualizați, așa, foarte deștepți. Dar, nu știu, poate că o să ne folosească, nu știu dacă ne folosește sau nu. Dar el îl trăia pe Hristos. Trăindu-l pe Hristos, îl năștea pe Hristos în inimile celorlalți. Vedeți ce înseamnă părinte duhovnic? De ce zice părinte? Pentru că naște pe Hristos în inimile ucenicilor lui. De asta e părinte. De asta este maică. Sunt niște lucruri extrem de clare pe care părintele le explică. Le explica foarte clar. El avea un firesc, avea o... Am văzut o înregistrare cu niște maici care veniseră de undeva de la o mănăstire, nu contează de unde, unde se punea bază pe nevoință foarte multă, nu comentez aspectul. Și l-au întrebat, părinte, ce să facem, că nu mai putem. Ce să faci, tata? Ce somn, dor, ce te bei, ce faci, mănânci. A venit cineva și l-a întrebat, părinte, cum să fac să nu mai judec? Nimic mai simplu, nu mai judeca. Vedeți? Par niște răspunsuri simple. Dar nu sunt simple. Adică, cu alte cuvinte, ce îi spune? Băi, ieși din mintea ta, nu mai tot gândi atâta. Adică nu-ți mai autonomiza mintea față de Dumnezeu. Ci, nu mai judeca, nu. Că n-am ce alt răspuns să-ți dau. Vă spun, dacă se vor căuta toate aceste lucruri, sunt absolut, absolut formidabile. Absolut formidabile. Teologia Părintelui este inepuizabilă. Și aici mă opresc și aș vorbi mult de Părintele Arseniu. Oricum, să știți ceva, ăsta este un proiect pe care ne l-am dorit foarte mult. Anume, anul acesta o să, Pastorul Dumnezeu și al Părintelui, o să ținem această conferință de la moarte la viață în mai multe orașe din țară și scopul este de a vorbi despre Părintele Arseniu. Și nădăjduim noi că, înțelegându-se valoarea duhovnicească a Părintelui Arsenie, să se înțeleagă că el face parte dintr-o familie duhovnicească. Vă spun un lucru. 60-70% din ierarhii actuali sunt fii duhovnicești ai Părintelui Arsenie. Restul sunt fii duhovnicești ai Părintelui Cleopa și altor sfinți părinți care urmează să fie canonizați. Sunt fapte. Și ce spune Hristos? Pomul se judecă după roade. Știți? E interesant. Părintele Arsenie e un mare, eu cred că e un mare sfânt. Și aici mă opresc. Înainte de a întrece la întrebări, apropo de gândirea preacă pentru la sine și de răspunsul lui foarte pertinente așa și prompte, am o fiică duhovnească care a fost o fostă colegă de facultate și la un moment dat ea era directoare într-o întreprindere și într-un an cam în postul Crăciunului s-a întâmplat un accident acolo în timp care o conducea și a murit un om, un angajat. Bine, acela practic a fost foarte neglijent cumva din vina lui, dar știți cum este, cu anchetă, cu procuratură, cu ITM și așa mai departe. Nu este ușor să se un astfel un om din subanța să moară. Ea s-a ocupat de toate în sfârșit. S-au refăcut tot normele de protecție a muncii, s-au instruit oamenii din nou. S-a trecut momentul acela. După sărbători au trecut și anul nou și la câteva săptămâni
se întâmplă un accident, așa, plaza Indigo, așa că și mai moare un om. Ia momentul ăla, a intrat în depresie. Nu-i vrea să cred că se poate întâmpla așa ceva. Dați seama, familii, copii, soție, toată lumea îndurerată. Și a intrat o depresie din care n-am putut să iasă săptămâni la rând. Și un moment dat, una din prietenele ei a zis, ce faci, dragă? Păi uite, așa, e, hai să duc la Părintele Arsenie. O ia de mână, o zic la Părintele Arsenie, o introduce în chilie și ea, așa, cătrănită, cum se spune pe românește, intră și pe întrebe, ce s-a întâmplat? Păi uite, eu sunt așa, 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 și uite, așa s-a întâmplat. Și până zice, da, bun, tu ai vreo vină în toată povestea asta? Nu. Dar știți că mă gândesc eu, așa, auzi, dragă, tu cine te crezi? Dumnezeu? Peste moarte și peste viață, Dumnezeu este stăpân. Ia uite acasă peste treaba ta. În momentul a ieșit în chilie și mi-a zis, zice, părinte, la un minut așa mi-a zis, părinte, nu știam de ce am fost la el. Am rămas în complet. Adică, cam astfel de... Cam așa o grea Părintele Arsenie. Mi-am dat un exemplu concret de viață, cât de simple par lucrurile astea, cât de adânci sunt și cum știa să acționeze ca un adevărat chirurg duhovnicesc. Și scotea răul instantaneu. Aplica cel mai bun tratament. Da. Și acum stăci un pic la întrebări și mai revenim. Iubirea înseamnă liniuță presupune jertfă, există o limită a jertfei. Îi spune Mântuitorul, nu este iubirea mea decât să-ți pui sufletul tău pentru aproapele tău. Iar exemplul jertfei este Hristos. Dar limita este Hristos. Știți foarte bine, spuneam până de la ține și aici iarăși propriu-vit să spun un cuvânt, dar lui spunea, nu există înviere fără cruce, fără jertfă. Ce înseamnă cruce? Cruce înseamnă să suporți și să primești ce nu-ți convine. Ce te doare. Și nu există altă cale, dragii mei, pentru că dacă a fost o altă cale spre mântuire, Hristos ne-a fi arătat-o. Adică Hristos, am mai spus și o repet mereu, Hristos a urcat pe cruce nu pentru că a vrut să ne arate cât de mult poate El suferi pentru noi, ci nu este altă cale pentru a birui această boală teribilă care este păcatul, care este răul făcut de diavol asupra omului. Nu poate fi anulat acest rău decât prin jertfă. Prin jertfă de sânge. Și atunci, sigur că da, iubirea fără jertfă nu este iubire. Există la taina cununiei, există acolo la când se zice apostol, la Sfântul Apostol Pavel și spune așa, bărbaților, iubiți-vă femeile voastre pe cum Hristos biserica. Și atunci ne întrebăm un cuvânt care se face foarte ușor și se uită instantaneu. Asta spune Dumnezeu la taina cununiei. Bărbați, iubiți-vă femeile pe cum Hristos biserica. Pe cum a iubit Hristos biserica? Până la moarte, pe cruce. Adică bărbatul este dator să-și jertfească spre a sfinți femeia, pe cum Hristos biserica. Că așa s-a sfințit biserica, cu jertfa lui Hristos. Deci limita jertfei care este? Păi este crucea. Să primești absolut tot. Tot ce nu-ți convine. Asta este limita. Adică nu există limită. La iubire nu există limită. Iubirea este nelimitată. Dacă iubirea ar fi limitată, nu mai este iubire. Adică este ceva. Este un început de iubire, dar nu este iubire până la capăt. Adică iubești până la capăt. Da? Cu prețul vieții. Așa cum ne-a iubit și pe noi Hristos. Da? Ne-a iubit cât de mult ne-a iubit, vă dați seama. Și asta este dacă ceva este mai teribil în prezentul omului, aceasta este ignorare a jertfei lui Hristos. Nu conștientizăm, dragii mei. Adică noi luăm jertfa lui Hristos, crucea, ca fiind ceva impersonal. Ceva așa, la modul general. Păi, a urcat Hristos pe cruce spre mântuirea noastră, dar nu. Hristos a urcat pe cruce pentru mine, personal.
Deci Hristos a urcat pe cruce pentru fiecare dintre noi. Și așa că noi ne simțim părăsiți, abandonați, bajocoriți. Să nu uităm că cineva a suferit pe cruce pentru noi. Este lucru pe care îl ignorăm și care este cel mai doresc pentru Hristos. Pentru că, știți, în viața noastră, ce este mai greu decât să dăruiești, să iubești pe cineva, să suferi pentru el și de timpul să nu vine nimic. Nimic. Nu vă stă neapărat multă recunoștință. Ceva, un semn, că cineva a simțit că e dăruit. Este cel mai dureros când iubești și nu primești răspuns la dragostea ta. Iar noi asta facem în mod constant. Nu dăm răspuns la dragostea lui Hristos. Iar Părintele Ațenie, asta ne arăta. Deci nu poți să nu dai răspuns în fiecare zi pentru această dragoste, răspunzi cu dragoste. Pentru că asta te descalifică ca om, ca ființă, ca orice. cum ar trebui să trăiască o familie tânără astăzi în limitele unei vieți frumoase, așa concret? Tot Părintele Ațenie spunea, dacă ar fi să definim împărăția celor într-un singur cuvânt, cum ar putea să o definim? Care ar fi cuvântul acela? Păi cuvântul acela este armonie. Adică toate lucrurile sunt împreună într-un mod cel mai armonios cu putință. Nu este nicio discordanță, nicio cacofonie. Nu e totul acolo este armonios. Totul este într-o... Pentru că pentru amândoi este nevoie de dragoste. Și atunci, noi unde învățăm să trăim armonios? Deci, în modul și mai concret, învățăm să trăim armonios în familie. Adică cel mai normal, firesc mod în care noi învățăm să trăim armonios este familia, bărbatul cu femeia. Da? Acolo este, se face această armonizare și... Da, este o lecție care nu o primește nicăieri. Nimeni nu spune cum să trăiești în familie. Nimeni nu spune. Nu există o școală, nu există un curs, suntem plini de cursuri, de dezvoltare personală, de coaching, de toate minunile, așa, așa mai departe. Păi, dar te învați, dar cum să trăiești în armonie cu celălalt? Păi, că trăiești în armonie cu celălalt trebuie să fii celălalt să fie mai important pentru tine. Să renunți tu la tine de dragul celuilalt. Și atunci trăiești în armonie. Dacă tu te dăruiești continuu celuilalt și lua se dăruiește ție continuu, așa trăiești în armonie. Adică nu mai facem, nu mai, și le spun tinerilor că sunt, mă, nu mai sunteți doi, sunteți una. Nu înțelegeți. Că taina cununiei asta face, din două persoane face una, un întreg. Un trup. Un trup duhovnicesc, în primul rând, nu un trup material. Înseamnă amândoi lipiți unul de celălalt. Sunt lipiți spiritual, în duh, în sentiment, în afecte, în emoții. Și nu mai există nimic care să-i separe. Nici măcar un mic gând care are unul și acesta să-l împărtășească celuilalt. Că dacă nu, acel gând te despart de celălalt. Tu trăiești acel gând, te frământă. Și dacă tu nu îl împărtășești cu celălalt, e ceva care te desparte de celălalt. Cine te învață? Cine ne învață acest lucru? Nimeni. Da? Și dacă nu înțelegi că în momentul când te-ai trezit dimineață, nu este nimeni pentru că să trăiești în înțelegere, în pace, în armonie cu soția, cu soțul tău, atunci ziua aceea, pentru cuplul respectiv, este o zi pierdută, pentru că trăim în despărțiți. Dacă trăim despărțiți, nu mai este nici Hristos, pentru că acolo sunt doi sau trei adus în numele meu, că sunt și eu. Și taina cununiei face din cine face? Hristos îi ține pe cei doi împreună. Dar nu poate să trăiască doi oameni, unul lângă celălalt, decât în această unire pe care o aduce Dumnezeu, Hristos. Și dacă nu suntem în această înțelegere a lucrurilor, atunci noi ne despărțim. Sigur, putem depărți o secundă, o oră, o zi, două, o săptămână, poate ne reîntâlnim. În măsură ce trece timpul, lucrurile acestea lucrează și această despărțire permanentă și așa mai departe începe să lucreze, erodează legătura.
Și de ajungem la neînțelegeri, de ajungem la despărțiri, la divorțuri, la conflicte. Pentru că, de fapt, nu înțelegem de ce suntem împreună. Nu suntem vreau să facem o casă, să ne cumpărăm, să călătorim, să mergem în excursie în Antalya, în nu știu unde, în Baleare, în Azore și mai departe. Nu suntem împreună ca să ne armonizăm, pentru că învățăm astfel să ne... Pentru armonizându-ne, învățăm, ne pregătim pentru veșnicie. Vedeți ce frumos aranjează Dumnezeu lucrurile. Și dacă, noi aici, dacă tu aici, în modul concret, nu ești să te armonizezi măcar cu un om de pe această planetă, cum crezi să vei fi compatibil cu învățarea lui Dumnezeu, care înseamnă armonie? Este imposibil. Și atunci tu te excluzi. Devii incompatibil cu învățarea lui Dumnezeu, care înseamnă armonie. Eu nu știu să fiu armonios. Nu știu să mă înțeleg cu cel de lângă mine. Nu știu. Nu reușesc. Ori dacă bărbatul tău, femeia ta, soția ta, soțul tău, care trebuie să ai cea mai mare intimitate posibilă, tu nu poți să ai o armonie. Cu cine poți să ai această armonie? Că cu mama, cu tata, cu tata, te pleci, ești devine adult, te desparți, ai viața ta, nu poți să trăiești. Zic, mama e mama, tata e tata, fratele, sora. Dar cel cu persoana care noi trebuie să trăim în armonie este soțul sau soția. Acolo se joacă tot, ca să zic așa. Și vedeți în jurul nostru că este un eșec permanent al cuplului. Asta e realitatea de astăzi. Și de acolo plecăm. Nu putem vorbi de nimic în plus sau mai mult dacă noi nu suntem reușim acolo la nivel. Am spus și repet, fundamentul civilizației umane este familia. Este cuplul, bărbat-femeie. Nu se poate cunoaște civilizație fără ca să există acest cuplu, bărbat-femeie, care trăiește în armonie. Pentru că această armonie, pe această temelie, se zidește totul. Dumnezeu zidește. Altfel, n-ai ce să zidească. Pe ce? Nu există. Nu există fundament. Deci, concret, dragii mei, e jertfirea reciprocă. Aceasta înțelege și dacă... Și asta e primul gând. Trezești dimineața, trebuie să-i arăți celorlalt că-l iubești, că ții la el, că este cea mai importantă persoană pentru tine în afara lui Hristos, da? Și să-i arăți în mod concret acest lucru. Întreb pe fiii duhovnici care sunt căsătoriți, zic, voi cum faceți voi când veniți de la fiecare de treaba lui, ce faceți când veniți acasă? Păi, eu fac treabă, eu mă uit la televizor, eu mă uit pe telefon, că acum asta e Facebook-ul și așa mai departe, comunicăm, vorbim cu colegii, ce probleme. Mă, dar voi vorbiți între voi? Nu. Păi cum să nu vorbeți între voi? Și le dau canon. Deci aveți canon, jumătate de oră cel puțin, să vă culcați, vorbiți și spuneți fiecare ce ați făcut. Povestiți, spuneți-vă unul altuia. Că să te împărtășești, să te afe cum să te știe, dacă afe totul, ziua aceea, tot ce a trăit, vă desparte. Că eu am trăit niște lucruri, toate lucruri, nu știm fiecare ce a trăit, deja ne despărțim. O experiență de o zi ne desparte dacă nu ne împărtășim reciproc. Aia te desparte, ziua aceea. Deci este o împărtășire permanentă, unul din celălalt. Sau unul către celălalt. Sunt lucruri care nu le înțelegem. Sunt lucruri elementare, simple. Nu e nimic complicat. Și nu le facem. Și nefăcându-le, vin consecințele. Atât de simplu e. Cum? N-ați văzut că ajung un moment să nu se mai cunoască unul pe altul? Adică devin străini. Stau în aceeași casă, în aceeași apartament, casă ce este. Deci nu se mai... Sunt străinul pentru celălalt. Nu se sentimente, devin indiferenți. Păi auzi, părinte, am fost bolnavă și nici m-a băgat în seamă. Părintele Asin era foarte dur cu lucrurile astea, zică, dragă, când mă iubește, lasă-l. Știți că părinții, nu, că trebuie să femeia să stea, să rabde și așa mai departe. Că așa se cuvine, să se jertfească, știu că dacă te jertfești, dar în momentul când nu mai este dragoste, ce mai e? Întreb și eu, dacă dragoste nu e, nimic nu e.
Dacă nu mai este dragoste, ce e atunci acolo? Interes. Păi împărțim acoperișul când ne plouă, știu eu, poate o ciorbă, dacă ne întâlnim și la ciorba aia așa o dată din când în când, măcar în weekend, și atâta tot. Deci concret, asta e concretul. Da? Mă iertați. Părinte, dați vreau să spun ceva. Vreau să vă povestesc ceva vis-a-vis de același lucru ce spune părinte, dar și în afara căsătoriei, deci cu ceilalți oameni. Pentru că, de fapt, asta e o întrebare general valabilă pentru om în relație cu oamenii. A venit o doamnă într-o zi și zice, vreau să vorbim ceva, am o problemă și vreau să mi-o lămuresc neapărat. Și zic, bine. Eu știu că de obicei când omul vorbește așa, nu vrea să-și lămurească nicio problemă. Vrea doar să îi validezi că are dreptate. 99% de oameni asta fac, de fapt. Și, mă rog, cât mă duce pe mine capul nu foarte mult, am o anumită abordare față de astfel de oameni la început. Și zic, bine, zic, care e problema? Și eu urăsc țiganii. Bravo. Cum bravo, domn? Bravo. Păi de ce? Și tu îi urăști? Nu. Păi zice, da, da, înseamnă că eu nu o să mă mântuiesc, nu? Nu. Păi ce, și cum bravo? Nu mi-explici cum să fac? Nu, că eu nu-i problema mea, că tu îi urăști, nu-i urăsc eu. Ce bine, dar vreau să știu cum să fac. Și atunci mi-am dat seama că femeia chiar vrea să găsească o soție. Zic, păi fii atentă cât de simplu. Tu o să trăiești perfect, doar că urăști țigani. Bun. Și să zicem că Hristos dă o ordonanță de urgență pentru tine și te mântuiești. Și ajungi în rai. Și uite ce se va întâmpla. Eu ajunge la masă cu el. Și el este în capul mesei și te pune de-a dreapta lui. Că te iubește. Și de-a dreapta ta o să stea un bulibașă dintr-un sat. Care s-a mântuit și el. Și tu știi ce o să zici? Ea deja s-a îngălbenit un pic la față. Adică, pentru că femeia chiar dorea să-și rezolve problema și ea s-a văzut în rai, prima oară s-a văzut liniștită și după aceea l-a văzut pe țigan în dreapta, la masă. Fiți atenți că nu-i glumă. Adică nu-i glumă. Da. Pe mine m-a distrat, dar nu e glumă, pentru că femeia se problematiza corect, era o femeie sinceră. Și zic, tu o să faci așa, tu o să te scoli în picioare și să-ți spui așa, Doamne, iartă-mă de eu la masă cu tine, nu stau. Zic, uite, asta e pilda fiului risipitor. De obicei, credincioșii se uită foarte mult la fiul risipitor și la tată, dar la fiul cel mare nu prea-i da atenția cuvenită. Fiul cel mare este cel care refuză raiul, pentru că în rai sunt alții pe care el nu i-ar ierta. Mm-hmm. Ce spune? Păi, eu te-am ascultat toată viața și nu știu ce și cum, și nu mi-ai dat, și nu mi-ai făcut, și nu mi-ai dat și mie mielul cel gras sau vițelul cel gras, nu mai știu ce spune acolo. Și el îi spune, tu ai fost tot timpul cu mine. Fiul cel mare e cel care ajunge la masă și vede țiganul și pleacă din rai. Să știți că într-o anumită... Doar s-a supărat. Doar s-a supărat, da. Să știți că într-o anumită măsură, rai e deschis pentru toți. Într-o anumită măsură. Dar unii dintre noi s-ar putea să nu vrea să stea la masă. Femeia, din fericire, a înțeles. Și după aia, nu știu dacă i-a iubit, dar nu i-a mai urât. Vedeți, părintele așa spunea. Îi spunea, trebuie să vă iubiți vrăjmașii, e poruncă, spunea. Și spunea oamenii, da, părinte, da, e greu, nu e greu, dragă, e imposibil. E imposibil. Dar aici vine harul, zice, bine, în prima fază, măcar să nu-i mai urăști, și spunea așa, și deja ești cu un picior afară de mlaștină pe scară. Da? Lucruri de adâncime extraordinare. Dar vedeți lucruri de viață. Dom'le, nu-mi plac țiganii, nu-mi plac ăia, nu-mi plac ăia. Sunt lucruri reale. Din asta poate să rezulte ceva foarte interesant pentru mântuire. Cum îți dai seama când Dumnezeu vorbește cu tine? Dumnezeu vorbește în inima. Dumnezeu nu ține discursuri. Dumnezeu se manifestă în inima omului. Și tot Pântații ne spunea, vin oameni și mă întreabă, Părintele, nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Nu știu cum să fac, nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Cum să fac să aflu ce vrea Dumnezeu de la mine? Și Pântații ne avea un răspuns iarăși foarte simplu. Vrea ce vrea Dumnezeu la tine? Vrea inima ta. Nu vrea nimic de la noi. Și să există această înțelegere că să ne ducem la cât mai multe slujbe, să ne rugăm, să aprindem zeci de lumânări, să facem zeci de metanii, să ne închinăm la toate icoanele,
și mai departe. Și toată această manifestare a evlaviei, știți, care o vedem în bisericile noastre, care nu e neapărat rea, e într-un fel firească, deși unele sunt și exagerări. Dar în esență, ce vrea Dumnezeu? Vrea inima noastră. De ce vrea inima noastră? Pentru că El acolo se sfârșește locul de întâlnire a omului cu Dumnezeu, locul unde Dumnezeu comunică, ca să zic așa, nu neapărat vorbește cu mine, că Dumnezeu este inima Lui. Face microfonie. Și cum ne dăm seama dacă, să zic eu, inima noastră este Hristos sau în cap e Hristos? Păi spune Sfântul Apostol Pavel, tot Sfântul Apostol spune așa, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea. Adică, dacă pe noi ne cuprinde, pentru că vedeți, experiența lui Dumnezeu este ontologică, este integrală cu toată ființa noastră. Nu auzim, așa m-am spus, un discurs în creier, în minte. Este o trăire. Creștinismul, credința noastră, creștinismul, este o religie a trăirii ontologice, totale. Minte, inimă, emoții, toate aceste lucruri, noi așa trăim pe Dumnezeu, integral. Și ne vom la Sfântul Apostol Pavel, deci roada Duhului, adică atunci când Dumnezeu rodește în ființa omului, în adâncul, adâncul ființei este inima noastră, noi trăim această stare de dragoste, de bucurie, de pace, de bunătate, de lungă răbdare, de blindețe, de credință, de curăție și mai departe. Și le acolo toate sunt vreo 10. Dar în primul rând, dragostea, bucuria, pacea. Deci ai pace, ești împăcat cu toată lumea. Iubești pe toată lumea, pentru că dragostea, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, dragostea înseamnă să iubești pe toată lumea. Că așa iubește Dumnezeu. Și atunci, noi dacă sensul vieții este îndumnezeirea omului, dobândirea Duhului Sfânt, cum spune Sfântul Serafim Cesarov, dobândirea Duhului Sfânt, adică așa stare de dragoste, bucurie, pace. Da? Asta e sensul vieții noastre. Că mulți spun, dar eu nu știu pentru ce trăiesc. Pentru asta trăiești. Ca să dobândești dragoste, bucurie, pace. Și e foarte simplu. Că știm fiecare ce purtăm în noi, că apropo de prezență, că de-aia spunea pentru ațiene, prezență, prezență, prezență. Că altfel, știți, sunt cei care au râvnă deosebită și se roagă și fac 3 acatiste pe zi și așa mai departe. Și sigur că da, rugăciunea de tipic e bună, dar să nu cădem în acel tipic și la inimă nimic, cum spunea pentru ațiene. Că de multe ori rugăciunea devine foarte, foarte seacă. Și noi ne înșelăm crezând. Deci de ce devine seacă? Pentru că noi o facem pentru noi, nu pentru Hristos. Sau mai bine zis, noi suntem atât de prezenți în noi înșine în care Hristos nu are loc. Suntem plini de noi. În acea rugăciune care noi o facem tipic, sunt doar eu. Ori rugăciunea, iarăși acum un pic e o divagație așa, dar mi-am vint în cap acum, apropo să ating pe subiectul ăsta. Omul, rugăciunea, cum se spune, rugăciunea autentică este dată la Dumnezeu, ca să fie clar. Deci rugăciunea este dată la Dumnezeu. Când se roagă Dumnezeu, Hristos, nimeni nu atunci aia e rugăciune. Pentru că, în esență, omul nu poate face nimic pentru el. Așa cum nu avem viață în noi și nu avem dragoste în noi și le primim, toate le primim, totul este dat la Dumnezeu. În esență, omul este doar un vas. Da, e un potențial pe care noi, cu libertatea noastră, putem umple cu ce hotărâm, cu ce primim noi. Și putem primi Duhul Sfânt, această manifestare a lui Dumnezeu, în ființa noastră, în inima noastră, sau începem să umplem lucrurile noastre
cu ceea ce îmi despade Dumnezeu. Și asta ne caracterizează. Dacă tu nu ești prezent și nu înțelegi cu ce ești plin în fiecare clipă, atunci nu înțelegi nimic despre tine. De-aia spune printre prezență, prezență. Fii conștient de ce porți în tine. Și trăim cu această obișnuință a purtării neglijente a orice în noi. Și lucrurile ne caracterizează. Omul, să zic, mânios, că asta e cea mai la îndemână, să zic, exemplu, astfel, noi ne transfigurăm când ne mâniem, ne înroșim la față, adică și somatizăm mânia, ne umplem de așa, ne transfigurează, că îl vezi imediat, zice-mă, că e mânios. Îl simți, simți Duhul în mine, ce mai mânios către tine, îl și simți. Începi, tind să ai tendința să aoleu, ăsta, acum, cu ce mă fac cu asta? Că începe să zbiere la mine, să țipe la mine. Or, astea sunt realitățile, momentul, în fiecare clipă. Noi trăim o stare concretă, un prea plin al ființei noastre, inimii noastre. Că cum spune Hristos, din prea plinul inimii tale este cel ale tale. Te manifesti mânios, aia e prea plinul inimii tale. Și în acest prea plin Hristos nu are loc. E o mică întâmplare care mai spune Părintele Serafim Rose, apropo de un convertit, nou convertit la ortodoxie, și omul cu foarte mult elan, așa, cu foarte multă pasiune, începe să rostească rugăciunea minții, ca inimii încă nu era. Cu Doamne, să-mi ești pe mine, și zice, era foarte râvnitor și zicea așa, ore în șir. Și la un moment dat, prin fața casei lui, unde locuia, în orașul acela din America, au venit o firmă care trebuia să-i aspart trotuarul ca să-i introducă acolo, nu știu, țev, cablu, ceva. Și oamenii iau cu picamărul și au început în fața acasă să dea cu picamărul. Și așa, el a răbdat o oră, două, trei, la un moment dat, enervat, a deschis fereastra, a aruncat cu televizorul în ei. Rugându-se cu rugăciunea minții, știți? Adică, sigur că dai omul să ruga, el făcea săracul cât putea el. Dar omul vechi nu murise. El tot ăla era, știți? Apropo, știți, de această stare de prezență. Că nu ți-o identifici, pentru că nu ești atent la tine. Pentru că viața cotidiană, lumea, modernismul ăsta ne scoate, ne împrăștie. Deci dacă ceva se întâmplă, nu așa, se împrăștiere a noastră, a minții, a preocupărilor, a emoțiilor. Deci în fiecare zi, sunt telefoane, te sună, aia, mama, tata, copilul, colegul. Deci te zăpăcește la cap. Și asta este împrăștierea, așa, nu mai ești conștient de tine însuți. Și de-aia nu știi cum, seara vii mort, ești epuizat. Și dacă mai poți să zici o rugăciune, slavă Domnului, da? Dar ar trebui, acum se întâmplă Dumnezeu, Domnul știe în ce lume trăim. Sigur că avem și substanțe atenuante, ca să zic așa. Dar asta nu ne exonerează de răspundere și de această necesitate de a fi prezenți. Bun, știu, sunt cu mintea să băucă, vin la servici, mă spăl un pic pe față, stau un pic și încep să mă adun, cum se spune. Încep să limpezesc mintea. Și să scot, și dacă mă rog, încep să scot din minte toată această experiență, toată acest bucium, această vâltoare a vieții și să mă regăsesc pe mine. Dacă nu mă găsesc pe mine, atunci sunt pierdut. Și nu mă găsesc nici Hristos. Că n-are cum. N-are de unde să mă apuce. Ați înțeles? N-are loc acolo în inima mea. N-are loc, pentru că sunt eu plin cu experiențele, cu emoțiile mele și debordez de ele. Vin acasă și îmi spune soția, bine, bine, dragul meu, lasă-mă în pace că nu mai pot, sunt plin de nervi. Sau invers. Da? Cum să spun? Asta ne se întâmplă în fiecare moment. Și sigur că ce să-ți mai dai seama dacă cine mai vorbește Dumnezeu cu cine să mai vorbească cu tine? Că nu mai, că ești terminat. Dar iarăși, dacă nu înțelegem așa și nu avem această stare de prezență, să conștientizez ceea ce trăiesc, ceea ce port în mine, atunci nu se poate face nimic, pentru că diagnosticul, primul medic sau primul duhovnic să fiu eu pentru mine. V-ați înțeles? Să identific că ceva nu e în regulă cu mine. Spunea Sfântul Nicolae Velimirovici, spunea, toată planeta este un spital. Și în acest spital sunt două feluri de bolnavi.
bolnavi care sunt conștienți că sunt bolnavi și caută tratament. Și bolnavi care nu sunt conștienți că sunt bolnavi și refuză orice tratament. E, așa că nu ți-ai seama că ești bolnav și ai nevoie de tratament și tratamentul este Hristos, iarăși revenim la această lecție de Hristos, Hristos, Hristos. Și repetăm și probabil că nu vom obosi, repetăm mereu același lucru, pentru că mai mă întreabă cineva așa dacă cumva chiar avem niște experiențe așa, să zic, duhovnicești, dar fără spovedanie și fără împărtășanie ne putem mântui. Nu ne putem mântui pentru că pe Sfânta Masă, în biserică, este Mântuitorul. Este sub, în chipul trupului și Sfântul Mântuitor în Sfântul Potir. Și dacă Hristos este acolo în Sfânta Biserică și în chipul jertfei și jertfa aceea așteaptă ca să fie primită de tine și tu nu manifesti această dorință de a te împărtăși din această jertfa lui Hristos, atunci cum să te mântuiești? Că, vedeți, biserica așa, sub această formă văzută, instituționalizată, cu parohii, cu episcopii, cu mitropolii, cu episcop, preoți și așa mai departe, pe care noi o confundăm cu biserica care este trupul lui Hristos, trupul misa lui Hristos, pentru că aia e de fapt biserica, este doar forma văzută, interfața cu realitatea aceasta istorică, dar biserica este trupul misa lui Hristos. Al cărui cap este Hristos, noi suntem mădularea Lui. Și cum devenim mădularea Lui Hristos? Prin împărtășirea din trupul sângele Lui. Și devenim una cu Hristos. Și toți care ne împărtășim, devenim părtași la acest trup mistic al bisericii. Deci de asta mergem la biserică. Nu pentru că biserica, acolo așteptăm oameni extraordinari. Biserica este un spital. Apropo de întoarce, deci sunt Părintele Nicolae Belimirovici. Deci spitalul este biserica. Noi nu știm acolo că nu oameni sănătoși. Noi știm că oameni bolnavi, oameni suferinți, oameni neputincioși, oameni răniți în această luptă cu prezentul, cu cotidianul. Noi știm acolo ca să ne împărtășim pentru că numai pentru că spune Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt pâinea vieții. Da? Păi dacă sunt pâinea vieții, unde e această pâinea vieții? Prin Sfântul Potire, pâinea vieții. Da? De asta, pentru că exact această înțelegere, cum am spus, dar nu mă duc la biserică, pentru că acolo, știu eu, mă înghesuie credincioși și sunt niște băbuțe care vin și îmi se facă metanie și mă împiedic de ele. Mai sunt și oameni care vorbesc mai așa, așa mai departe și mai mult mă umplu de toate așa, mai bine nu mă duc și stau acasă. Poți până la urmă și fiecare își găsește locul lui. Adică poți să găsești o biserică, poți să găsești un loc unde să găsești o pace, o bisericuță mai mică unde să te poți să te reculești și să ai un pic de pace și să-L găsești pe Hristos. Nu există. Fiecare caută și vei afla, spune Mântuitorul. Da? Se va deschide. Nu e să nu găsești unul. Așa, pe mine, de fapt, nu l-am găsit pe mântuirea pe mine, m-a găsit pe mine, știți exact. Și noi, dacă ne punem la dispoziția, Domnul ne va găsi. Deci, nu, așa ne vorbește Dumnezeu, de fapt. Ne vorbește prin această experiență a lui Dumnezeu în inima noastră. Această pace, bucurie și dragoste, bucurie și pare că le simțim, nu le simțim. Și atunci ce să-mi spune mie Dumnezeu? Sau cum să-mi spună? Ce să-mi spună dacă eu nu las în inima mea? Trebuie să mă, încă o dată, să-mi adun un pic. Deci nu se întâmplă acest lucru, nimic nu se întâmplă fără să ne smerim, dragii mei, fără să ne facem mici. Atâta că noi credem că putem face ceva pentru noi, nu se va întâmpla nimic bun cu noi. În momentul când vom da seama că nu putem face nimic pentru noi, și atunci, Doamne, ridic mâinile și Doamne, mă predau Ție, de-abia în așa moment se pot întâmpla lucruri cu noi. Până nu ne predăm integral lui Hristos, nu poate lucra Hristos. Pentru că știți cum e? Hristos, cu Dumnezeu nu poți face compromisuri.
Ori te dăruiești cu totul, ori nu. Nu te poți dărui parțial. Sigur că există o dreptă, sigur că este o lucrare, dar asta nu poate fi decât temporară. Și nu se poate, nu se poate duce la o împlinire. Împlinirea înseamnă să dăruire totală. Așa cum Dumnezeu Hristos a dăruit nouă total, noi ce să ne dăruim lui Hristos total. Adică, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea cu tot. Adică viața mea se dăruiesc Ție. Și Tu să faci cu viața mea, sau să mă duci așa, să mă faci integral al Tău. Că eu nu pot face nimic pentru mine. Asta e comunicarea, asta e raportarea mea la Dumnezeu. Nu e un discurs teologic. Este o trăire. Rugăciunea este o trăire, dincolo de cuvinte. Facem rugături de tipic, sigur că da, pentru că aia este o pregătire, de fapt. O așezare, rugăciunea de tipic, care se face și în biserică și în mănăstiri, este ca o coloană vertebrală. Ne agățăm de ceva, să zic așa, este un reper. Dar mai departe de acest reper care ne aduce așa, care ne trezește și ne duce către starea asta de prezență și de dăruire completă. Asta e raportul nostru cu Dumnezeu. Știți foarte mulți, de exemplu, Sfinții Părinți spun așa, sau ce urmăreau Sfinții Părinți în pustie? Isihia. Isihia în greșe înseamnă pace. Adică liniștea, pacea minții. Ce înseamnă pacea minții? Să nu mai niciun fel de gând. Și mulți spun, dar cum să nu mai niciun? Și am zis, cine sunt dacă n-am gânduri? Păi nu mai ești tu, este Hristos în tine. Și de-abia atunci ești tu cu adevărat. Cel care așa cum te-a făcut Dumnezeu, aceea este sinele tău adevărat. Sine în care se oglindește total Hristos. Sinele ăsta nostru, noi, cu ideile noastre, cu părerile noastre, cu opiniile noastre, cu dorințele noastre, este sine care ne spune Hristos să ne lepădăm. Este sinele acela care, de fapt, care ne corupe ființa. Că spune Hristos, iarăși clar, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Da, asta este, nu există alt parcurs, dragii mei, decât lepădarea de sine. De toate ale mele. Când n-am ce să fac cu ele. Că dacă mi-ar fi de folos, nu mi-ar spune Hristos să le lepăd. Nu, că nu e un Dumnezeu egoist, e un Dumnezeu iubitor, dăruitor. Spune, omule, n-ai, din tot ce faci, fără mine, nimic nu-ți folosește. Vedeți că există această acum inundare a pieței spirituale cu idei, cu regii orientale, cu iluminări, cu transfigurări și așa mai departe, da? Tot felul de grupări de astea, n-am apucat să le numesc într-o grămadă, dar veți remarca că toate oferă o eliberare, o transfigurare a omului prin el însuși. Adică spune, tu ai potențialul tău, toate sunt în tine, tu te poți tămădui, te poți ilumina, tu poți deveni mai bun și așa mai departe. Asta este o cale demonică. Că spune Hristos, fără mine nu puteți nimic. Și spun Sfinții Părinți, dacă crezi că poți, anatema să fii. Adică să fii scos din biserică. Că n-ai ce căutam, dacă tu crezi că poți să faci ceva fără Hristos, ce cauți în biserică? Stai acasă și fă-ți-le, cum știi, cum te duce capul, dacă tu crezi. Du-te, închină-te cu ei, roagă-te cu ei, meditează. Și spunea un sfânt părinte, zice, apropo, întreabă, îi se întreba, zice, părinte, care e diferența între rugăciune și meditație? Zice, draga mea, dacă vreau să iau o ciocolată dintr-un magazin, trebuie să mă rog de vânzătoare. Dacă aș medita în fața magazinului, aș cumpăra nici o ciocolată, zice, nici măcar o ciocolată. Adică trebuie să eu cerc ca să dea ceva, dacă pot să meditez 1000 de ani. Mă se uită la mine ca la un... așa. Deci asta e... ce înseamnă meditare? La ce meditezi? Da? Deci cam așa stau lucrurile în esența lor. Fără mine nu puteți nimic. Și cum spune întrebarea? Și cu mine, cu toate sunt cu putință. Întrăzniți-o, am biruit lumea. Care e lumea? Lumea aceasta a sinelui nostru, a păcatului, a ruperii de Dumnezeu. Asta e sinele nostru. Sinele nostru este acel spațiu între mine și Dumnezeu. Îți spun, de ce n-am acces la Dumnezeu? Uite, mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu nu răspunde, apropo de comunicare.
nu spre Dumnezeu. Nu mă, Dumnezeu nu are timp de mine, nu mă iubește și așa mai departe. Nu, ești plin de tine. Iar Hristos care se face mic când vine la tine, nu are loc de tine. Că tu ești mare. Crezi tu că poți. Dacă tu crezi că poți, fă. Și omul face, vedeți, construim zgârie nord de un kilometru înălțime și așa mai departe. Sigur că da. Asta este tunul și tunul din Babilon a fost făcut, Dumnezeu a făcut ce a făcut cu el. Și toată civilizația de astăzi care, cum să spun eu, se mândrește cu acest progres tehnologic uluitor de altfel, da? Da? Dar care ne înconjoară și dacă este să facem o analiză, pun la ce ne folosește, cu ce suntem noi mai buni, mai frumoși decât bunicii noștri care trăiau la țară, cu animale, cu calul lui, cu căruța lui, cu pământul lui și așa mai departe. Cu ce suntem mai buni? Și în esență, cu ce trăim mai bine și mai frumos? Păi nu știu dacă trăim mai bine sau mai frumos. Hai să facem așa un bilanț și să vedem. Sigur, dar întâi așa, sigur, avem un confort material, nu mai stau să stau, să mă bată vântul, să trag la plug și așa mai departe, să stau la sapă. Sigur, e un confort trupesc. Evident. Dar este o plată, adică care este prețul? Și dacă merită prețul ăla? Bunicii noștri munceau până când mureau. Până ultima zi de viață ei munceau. Erau sănătoși. Nu știau de medicament decât sărace de unde. Farmacii. Când își rupeau un picior și era acolo câte o babă în sat care știa să pună la loc oase, îl lega, se obloja, punea ce știa și așa mai departe. Se vindeca și cu credință, cu rugăciune și așa mai departe. Da? Și trăiau luciți și activi până ultima zi de viață. Da, cădeau la pat așa câteva zile după care pleca la Domnul. Știu cazul când spuneau duce și spune lui bunica ta că eu astăzi mor. Cheamă-i să mă prindă lumânarea. Se punea pe pătură, în curte și venea cu să-i prindă lumânarea. Cazuri concrete. Așa plecau oamenii. Noi acum de unde trăim, plecăm conectați la fire, la dealea din noi care ies prin spitale, agățați, atârnați și așa mai departe. Asta e realitatea. Nu mai vedem, știți? Adică nu mai percepem, adică nu mai avem aceste repere, din păcate. Dar cred că din când în când măcar trebuie să ne gândim un pic la lucrurile acestea. Ar merita să ne gândim un pic la modul aproape de prezență. În ce prezență? Cum sunt eu? Da. Cum putem cultiva starea de prezență bucuroasă de care vorbea printre asemenea? De ce este important această stare? Pentru că am vorbit acum un pic, uite, fără să-mi dau răspunsul. De ce această stare? Și accentua la nesfârșit. Nu cerea. Eu mi-aduc aminte, pentru unde dea canoane de rugăciune? Mie nu mi-a dat niciodată niciun canon. Să mă rog să-l fac, să citesc. Niciodată mi-a dat niciun. Și îmi spunea și îmi argumenta. Zice, nu dau canoane pentru că nu poți să nu o să-l faci. Și după aceea o să te învinovățești, o să dramatizezi. O să cazi în deznădejde și așa mai departe. Și nu o să-ți fie de folos, deci nicăieri. O stare de prezență asta cer. Și vezi că nu e simplu. Dar ce așa mare lucru să fiu conștient de mine? Uite, nu e, încercați. Încercați un exercițiu, să zic așa, de câteva zile, să fiți permanent conștienți dumneavoastră. Să vedeți că e un lucru mare și cât de important e. Că de aici să pleci. Că altfel facem cale, aruncăm cu televizorul în stradă. Auzi, acum mai spune cu câte o doamnă, zice, părinte, bărbatul meu, de câte ori plec la biserică, duminica mă scorotește și așa mai departe și mă duc acasă și mă cer cu el și zice, vezi, deja mai ai mers la biserică. Păi zic, are dreptate, doamnă. Are dreptate. Sigur că deja mai ai mers la biserică. Dacă tu nu te-ai întors de acolo încărcată de prezența lui Hristos și mai departe, de bucurie, de pace, de smerenie. Să-l primești cu dragoste. Hai, dragă, nu fi supărat pe mine. Hai că o să fac mâncare, uite, încălzim, mâncăm și mai departe.